Gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. Ce îngușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă, la Gold FM. Bun găsit, prieteni! Bun găsit din deplasare! Am mai multe întâlniri prin țară, așa că o să mă vedeți în mai multe posturi, dar bineînțeles că nu neglijăm emisiunea, deci întâlnirea cu voi, toți cei care zi de zi ne așteptați, numai pe mine și pe colegii mei, să vă dezlușim ceea ce se întâmplă cu adevărat în politica noastră, în geopolitica mondială, în faptul divers, în zona de show business, apropo de primul subiect al emisiunii de astăzi cu Liviu Alexa, Untold Dubai. Untold Dubai pentru că pare un matrapazlâc, ca să ne apropiem de zona musulmană printr-un cuvânt care sună turcește, adică sunit, că așa ea. De multe feluri, de acolo la Dubai sunt suniții la putere. Și o să vedeți de la vedete îndoielnice, îndoielnice ca sexualitate, cum nu trebuie să ne ascundem, putem vorbi despre Cătălin Botezatu, indiferent cât ar fi de simpatic. E îndoielnic ca sexualitate, nimeni n-a știut vreodată dacă este homosexual, bisexual sau heterosexual. Bine, eu știu, dar nu pot să fac afirmații. Am vorbit cu doamne care l-au cunoscut de-a lungul vremurilor, care doamne ne-au semnalat că într-adevăr sunt niște probleme, dar nu e treaba noastră. S-a mediatizat el ca macho man, gagicar, nu, da. Mai spun, în timpul emisiunii cu Liviu Alex o să mai spun niște lucruri. Deci vedete îndoielnice, Amalia Năstase, fosta soția lui Ilie Năstase, promotorii Codin Maticiuc, aoleo, Poponeț, toți sunt acolo la Dubai astăzi pentru că începe marele festival. Dar cu Liviu Alexa mi-am propus să discut și două scandaluri care implică poliția, autoritățile statului, respectiv despre un polițist drogalău care era la filaj și a cumpărat droguri la Untold în 2023, nu este judecat nici astăzi, respectiv polițiștii care au neglijat dosarul prin care erau evidențiați niște mici interlopi din Cluj, dar periculoși, care i-au devalizat mașina lui Liviu Alexa în urma unei anchete de presă. Noroc cu Liviu Alexa, care a făcut rost de interceptări ale acelor oameni, le-a pus la dosar și așa dosarul s-a putut judeca. O să ziceți că nu sunt evenimente cruciale pentru România. Eu vă asigur că da, în fiecare zi, mulți dintre voi vă întâlniți cu așa ceva, aveți asemenea necazuri. E bine să știți cum puteți să luptați împotriva acestor situații și pe cine puteți să vă bazați. Ion Spânu, cu niște ipoteze foarte dure, nete, clare, legate de mascarada comasărilor. Pe toată lumea preocupă, dar nimeni nu explică. Respectiv despre mazilirea arhiepiscopului Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, care nu se dorește să fie mitropolie. În al preasfinția sa este aproape de mazilire, de distrugere, cu complicitatea Bisericii Ortodoxe, a Patriarhului Daniel, la inițiativa unora care vor ortodoxia distrusă. Păcate, ăsta e adevărul. Legat de toate aceste subiecte, Iuliana Pitaru-Vlaciu, care mă asistă și astăzi, mi-a comunicat
Între mine și ei există comunicare tot timpul și scrisă și verbală și în timpul emisiunii. Că, zice Iuliana, i-am dat SMS și domnului Buta. Că vorbim despre Antold, dacă vrea să intervină. Deci, domnul Buta ești anunțat, cum ai fost de fiecare dată. Știm că nu dorești să intervii. Matale, dorești în instanță chestii avocățești? Nu, nene, aici e presă. Vorbește cu presa. Fii transparent și potent din acest punct de vedere mediatic. Omul zilei de astăzi se numește Cristoiu Ion. Este un om al zilei pozitiv, oracolul din Găgești, care ne amintește în fiecare zi cât de importantă este libertatea de expresie. I-am dedicat această rubrică astăzi lui Ion Cristoiu pentru că împlinește 10 ani de Cristoiu Blog. Nu-i puțin deloc, dar deloc. Și vreau neapărat să marcăm acest lucru pentru că trebuie să realizați cât mai mult cât de importantă este libertatea de expresie. Astăzi, așa cum spuneam ieri în emisiunile cu Bogdan Comaroni și Ciprian Purice, mai importantă decât diplomația în plan internațional. Editorialul meu de astăzi va fi dedicat lui Putin. Vladimir Putin, care folosește interviul cu Tucker Carlson, îl folosește bine, pentru ca să îngroape și mai tare America. Asta este părerea mea, sub deviza nu-ți întrerupe adversarul atunci când el greșește, ba chiar laudă-l. Asta realizează Vladimir Putin de două zile, prieteni goldiști, mai bem o gură de cafea. Ca să fim mai ageri, că astăzi n-am apucat atâta treabă, am avut întâlniri, treburi, chestii. Că așa e, când te duci în deplasare, lumea sare pe tine. Mai poți să-ți faci programul cum ai vrea tu, că vrea și la întâlnire, vrea și la celălalt. Asta e. Uite, să-i facem o surpriză lui Nistorescu Cornel, mare amator, după cum zicea enunțul de ieri de pe Solid News, mare amator de opere de artă, de tablouri. Denunțul zicea că ăsta e motivul pentru care Nistorescu nu a scris despre Năstase și tablourile Năstase, pentru că el este foarte dedicat acestor lucruri, comerțului cu tablouri, cu... Bun. Dar astăzi el se ia de Ciolacu, pe care îl acuză, domne, că nu asigură stabilitatea, că vorbește iară de căderea guvernului. Băi, neacon, păi când să te laud? Ca intenție, mă rog, era interesant ce vrea să facă el, numai că Neacornel îl atacă pe Ciolacu, deoarece Ciolacu a zis ieri că dacă Iohannis vrea să rupă guvernarea și să se alieze cu partidul lui Coldea, ăla cu Tomac, cu Drulă, cu Orban, atunci Ciolacu pur și simplu spune: da, așa vrei, poftim guvernarea, fă o altă guvernare cu cine vrei, noi plecăm. Chestie care lui Coldea nu-i place, pentru că Coldea așa vrea să scape prin schema clasică, se bagă lângă Iohannis, își bagă gealatii de tip Drulă, Barna, Orban, Tomac și alții, Vlad Voiculescu, în Parlament, dar în cazul ăsta Ciolacu le strică socotelele. Și și-a pus trompeta, anume până Cornel Nistorescu, să îi cânte în strună. Bate șaua să priceapă iapa. Dar ce prost a scris editorialul. Văzusem titlul și primul aliniat, credeam că e mai bun. Acum l-am citit pe diagonală, vă las să-l citiți pe cotidianul.ro. Întotdeauna când scrie la comandă, Nistorescu scrie prost. Iar ăsta este la comandă, publicat la ora 12, e clar că i s-a dat telefon pe la ora 8-9 când s-a trezit el. Scrie repede, informator Nistorescu, că dacă nu, o pățești. Am înțeles, să trăiți, nu putem amâna pe mâine.
Cum adică? Ordinul nu se discută, el se execută. Am înțeles, să trăiți, a răspuns Nistorescu. Și a scris editorialul împotriva lui Ciolacu, în favoarea lui Colda și implicit al lui Iohannis. Nu are nimic. Câtă influență are Nistorescu, nu o să plângă nimeni. Apropo de Ciolacu, a avut azi de dimineață o audiență la sanctitatea sa, Papa Francis, dar de-aia adevărată, în birou, doar ei doi. A avut o întrevedere și cu cardinalul secretar de stat, Pietro Parolin. O fi și ăsta, unul care tot așa cu LGBTismul. I-a dat Papei Francis un tablou semnat de Marian Furtună, realizat în amintirea vizitei în România suveranului pontif, cu beatificarea celor 7 episcopi martiri greco-catolici care au murit în închisorile comuniste. Așadar, în vremurile alea, Papa Francisc nu era cu LGBT-ul. Astăzi, el este cu LGBT-ul. În afară de aceste cadouri personalizate, fiți atenți aici, Marcel Ciolacu și ceilalți reprezentanți ai României, aflați în vizită oficială, le vor mai oferi italienilor magiun de topoloveni, miere și cătină, chestii românești. De asemenea, Pietro Parolin, secretarul Sfântului Scaun, cardinalul în ghilimele Papei Francisc, va primi o monedă emisă recent de Banca Națională cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la nașterea monseniorului Vladimir Ghica. Băi, frate, numai cadouri. Marcele, tu ești cu gagicile, tată. Să nu cumva să vii de la Sfântul Scaun de acolo, să dea Papa Francis cu binecuvântare și să vii inspirat să spui și noi PSD-ul, și eu Marcel Ciolacu, cel mai tare gagicar din tot PSD-ul, m-am convertit. Și sprijinim LGBT-ul. Cum a făcut cumnatul, prietenul și fostul său coleg de partid, Robert Negoiță. Care Robert Negoiță? Domne, vrea să oficieze căsătorii virtuale, clare, neclare, între gay. Așa îi plac. Ce să facem noi? Îi plac lui gay. N-avem ce face. N-avem ce face, nu comentăm în plus. Vă rog frumos, abțineți-vă. Nu faceți nicio legătură între atitudine și LGBTism. Lăsați-i pe alții. Voi goldiștii trebuie să vă ocupați de chestii serioase. Cancanul dă tare după scandalul sexual în care este implicat, pedofilie, atenție. Milionarul Bogdan Buta are alte necazuri. Dezastru la Antol Dubai. Artiști neconfirmați cu 24 de ore înainte, plus multe alte reclamații. Escroci, nu mai cumpăr niciodată bilet. Și ziarul lui Radu Budeanu îi dă fratelui Bogdan Buta cât să îi ajungă. Apropo de ziare, de asta discutăm cu Liviu Alexa. Mintenaș, cum se zice în Ardeal. Să ajung și acolo. Libertatea de la piedone pentru familia Voiculescu, ziare fără număr. Primăria sectorului 5 dă 10.000 de euro pentru 46.000 de ziare tipărite Jurnalul Național. Banii ajung la Antena 3 ESTA. Da? Până la finalul lui 2024. 200 de ziare sunt livrate la instituție. 200 de ziare pe zi, pentru care e plătit 30.000 de euro până la final. Vă dați seama ce sărăcii de tranzacții face Dan Voiculescu? Face contract cu piedone pentru 200 de ziare pe zi la primăria sectorului 5 și îl taxează pe ăla cu 30.000 de euro pe an. Bă, nu ți-ar fi rușine, măi, Dan Voiculescu? Nu ți-ar fi rușine, bă, Dan Voiculescu, să iei bani din... Ai de cap! Dacă știam, îl făceam omul negru al zilei de azi. Și pe el, dar și pe piedone. Băi, Cristi, piedone. Te mai dam mare, că
Știi că între noi nu merge chestia asta și dacă îmi propun să te scutur, te scutur rău. Cum să faci tu, om, atrapați lucruri de-astea? Legat de aceste matrapazlâcuri, cred că de săptămâna viitoare o să încep să vă prezint chipul adevărat al lui Cristian Popescu Piedone, ca să știți ce bine stă pe picioare, cât de solid e băiatul. Apropo de faptul că șantajează toate partidele să-i facă fata europarlamentară, acum s-a dus pe la toți, a făcut parlamentar pe băiatul ăla lui, n-a avut niciodată nimeni curiozitatea să-i testeze IQ-ul băiatului Piedone. Acum vrea pe fată să o facă europarlamentar și cu asta șantajează la candidatură. Dar ne ocupăm săptămâna viitoare dacă tu de-astea ne faci, băi, Cristi Popescu Piedone. Alin Stanciu, nu vă citesc, dar vă semnalez, are un editorial, un cazinou numit România, pe solidnews.ro, se ocupă de diaspora și alegeri, iar prietenul meu, Adrian Cătinan, doctorul de mate, are un articol excepțional pe radiogoldfm.ro, pe solidnews.ro, mituri și adevăruri despre regenerarea ficatului. Foarte important, prieteni. Foarte important să citiți articolul ăsta. Mie mi-a plăcut mult pentru că sunt foarte mult, foarte multă propagandă ca să se vândă produse sau suplimente. Se face multă propagandă pe... Hai să vă citesc doar finalul. În concluzie, atenție! Ficatul se regenerează dacă, eventual, avem parte de un accident în care o porțiune din ficat se rupe, aceasta poate fi îndepărtată și ceea ce rămâne se hipertrofiază sau se înmulțește. Sunt diferite procese celulare care se întâmplă acolo și da, se reface ficatul la dimensiunea la care a fost înainte, cu condiția ca ficatul nostru să fie sănătos, să nu fie plin de grăsime, să nu aibă parte de o hepatită grăsoasă sau de foarte mult stres oxidativ, așa cum se întâmplă la cei care consumă foarte mult alcool. În caz de transplant hepatic, dacă donăm unul dintre lobi, de obicei lobul stâng, care este mai mic, îl donăm unui copil, acolo la cel care primește ficatul, acesta se va dezvolta odată cu corpul recipientului, respectiv al copilului la care s-a făcut transplantul, pe parcursul vieții, atingând dimensiuni normale și totodată se reface și la cel care a donat o porțiune din ficat. Deci regenerarea ficatului este valabilă, dar nu este valabilă în orice condiție. Asta e doar finalul, dar în cuprinsul articolului găsiți foarte multe treburi interesante. Mulțumim, Adrian Cătinanu, un gastroenterolog foarte bun. NATO, we have a problem! Mircea Gioana, zice Bogdan Tiberiu Iacob la In Politics. Și se dă pe braț de Bogdan Tiberiu Iacob, arătându-ne că Gioana este dator să limpezească urgent afirmațiile sale cu privire la negocierile politice cu PSD, fie că au fost în biroul său de la Bruxelles, fie că a fost la partid. Gioana, we have a problem. Nu-i pasă, ce să-i pese? La securiștii bătrâni nu le pasă. Anchetă a lui Cristian Răducanu. PSD a lansat în urmă cu 4 luni campania Cumpără Românește. Da? Un singur ministru din cabinetul Ciolacu are în proprietate un autoturism Dacia Logan. Doar 7% din parlamentari au în proprietate autoturism Dacia. Da? Foarte, foarte puțini. Ceea ce ne arată că totul e imagine, că sunt niște minciunei și că folosesc toate treburile astea doar la televizor și după aia se duc și se lăfăiesc în luxoasele mașini occidentale sau japoneze. Dan Purig este tare după ce s-a spus că va candida la prezidențiale din partea AUR. El povestește o pildă în care vrea să demonstreze că el este de mult președinte pentru că este un nebun care visează pentru România. Vă repet, s-a lămurit mitul celor cu insigna de candidat AUR,
De ce? Pentru că aurul ne-a avertizat că începând de mâine și până pe 16 iunie, da, se desfășoară o campanie internă de alegerea candidatului la prezidențiale, unde se înscriu mai mulți și unde este și Dan Puric, printre alții 6, 7, 8, 9, câți ori fi. Bravo, Aur! Asta e o chestie interesantă. Ieri a pus botul, ca să zic așa, domnul CTP, ăsta la care îi pute tot. Și le-a făcut reclamă celor de la Aur. Ziua News ne spune: copiii au defilat îmbrăcați în prostituate cu steaguri LGBT la un carnaval din Spania. Ce rușine! Ce rușine! Carnavalul din Torrevieja, Alicante. Copii îmbrăcați în lejerie intimă cu curele, semănând a prostituate cu steaguri LGBT în frunte. Prieteni goldiși din Spania, să ne dați imagini în plus. Dați-le Iulianei Pitaru Vlacicu pe mail sau pe WhatsApp, da? Știți, gold@radiogoldfm.ro, 0735102210, dați-ne pe WhatsApp dacă aveți imagini cu dezastru ăsta, oroarea asta din Spania. Pare tare rău de românii noștri plecați. Apropo de români plecați, Ciolacu le zice la românii plecați în Italia: dacă nu și-a cerut nimeni scuze că ați fost nevoiți să plecați din țară, îmi cer eu scuze. Marcele, nu fie scroc. Tu trebuie să-ți ceri scuze asigurându-le locuri de muncă celor din Italia, în România, dând de pământ cu OMV-ul, făcând fel de fel de lucruri pentru țară, în baza patriotismului economic. Astea sunt acte de escrocherie politică. Excuse me for derange. Da? Cam așa sună. Așa sună mie. Și Cărtărescu putea să fie omul negru al zilei, că s-a dus la Chișinău ca să cerșească după ce a decorat-o pe Maia Sandu, i-a dat premiul de 30.000 de euro. S-a dus acolo ca să fie și el decorat la rândul lui cu Ordinul de Onoare. Și cu vocea lui de soprană a ținut un discurs pe scena teatrului pixit de către fanii Maiei Sandu, în care a vorbit, așa cum face el cu gura căscată, despre orice, numai despre România, nu? Asta e vocea lui Cărtărescu. Am imitat-o, cred că, destul de bine. Gura trebuia să fie mai căscată, că așa vorbește el. În rest, sigur, e un tip talentat. Puțin am citit din Cărtărescu, dar n-am avut tragere. Ce să fac? Ce să faci dacă n-ai vaci, îți mulci caprele și taci? Am ajuns la omul zilei. Ion Cristoiu, oracolul din Găgești, ne reamintește zilnic cât de importantă este presa liberă. Ascultând azi dimineață la Gold FM, pastila zilnică a lui Ion Cristoiu se difuzează de la orele 7 pe radioul nostru, am aflat, că nu știam, că împlinim în aceste zile 10 ani de când există Cristoiu Blog, ceea ce reprezintă o treabă excepțională, de fapt un efort zilnic multiplu și multimedia cumva pentru un om, Ion Cristoiu, ce astăzi are 75 de ani, o vârstă venerabilă, este și scriitor și și-ar putea ocupa timpul cu scrierea de cărți, care cred că ar face mai multă plăcere decât presa, dar a preferat să fie preponderent un istoric al clipei, un jurnalist care consemnează nu doar o dată pe zi, ci de mai multe ori pe zi, ceea ce se întâmplă cu adevărat și descifrează prezentul. Așa cum spuneam, am ascultat azi dimineață povestirile sale despre începuturile blogului de acum 10 ani, printre alții eroi cu valabilitate de analiză încă și astăzi. Erau Klaus Iohannis, dar și Crin Antonescu, dar și Victor Ponta. Mulți și multe
rămânând, după cum spuneam, valabile și astăzi. Mulți au debutat pe Cristoiu Blog cu analize scrise, printre care și confratele nostru Ciprian Purice, care a fost pomenit alături de mulți alții. A uitat Ion Cristoiu să o menționeze pe Cora Muntean, dar o menționăm noi aici, sigur că a uitat, pentru că e prea obișnuit cu ea. E mâna dreaptă sau mâna stângă lui Ion Cristoiu, Cora Muntean. Și atunci a considerat că este chiar el, că face parte din organismul său. Glumesc și revin. S-au strâns multe beneficii în urma activității de pe Cristoiu Blog pentru toată lumea, pentru o audiență de 10.000 de urmăritori pe zi, ceea ce nu-i de aici de acolo, e ceva foarte bun. Dar mai ales beneficiile sunt pentru jurnaliștii ce-l urmăresc. Și chiar dacă nu suntem cu toții de acord mereu cu ipotezele lui Ion Cristoiu, poziționările sale desțelenesc multe încrengături sau mobilizează păreri opuse, ce contribuie astfel la aflarea adevărului. Iar astea sunt lucruri foarte importante pentru sănătatea mediului de presă, respectiv a mentalului colectiv influențat de către noi cei din presă. Nu este un articol omagial despre Ion Cristoiu, deși merită, dar nu asta vreau să subliniez astăzi. Din fericire, Cristoiu e sănătos și e evident că mai are mulți ani de scris și vorbit. Vreau însă să profit și să marchez cât de importantă este pentru societate acest gen de activitate de cronică jurnalistică zilnică, orientată contra manipulării și cenzurii, pentru că asta s-a întâmplat pe Cristoiu Blog. Ca să completez, pot să spun că asta face și Clubul de Presă, prin cei peste 800 de jurnaliști care s-au grupat, înțelegând, la fel ca și Ion Cristoiu și alții, cât de importantă este această deconstrucție a manipulării. Cel mai recent exemplu este cel legat de interviul Putin-Carlson, care probează, prieteni, că presa a devenit mai importantă azi decât diplomația, rezolvă mult mai multe lucruri, inclusiv în plan geopolitic internațional, deoarece trăim într-o epocă a minciunii generalizate și oficializate, împotriva cărora militează și Ion Cristoiu, care tocmai din acest motiv este omul zilei astăzi la Gold FM. Calendarul zilei de astăzi ne spune repede că în 1690 s-a încheiat la Sibiu tratatul secret dintre Constantin Cantemir Domnovdăj și Sfântul Imperiu Roman. În tratat se stipula că Moldova va sprijini acțiunile anti-otomane ale Imperiului condus de Casa de Habsburg. Interesant, nu? În 1941 România este inclusă în grupul țărilor supusei blocadei britanice. În 2001, Suedia a renunțat la obligativitatea vizelor pentru cetățenii români posesori de pașapoarte diplomatice. Vă dați seama, până atunci aceia care aveau pașapoarte diplomatice aveau nevoie de viză în această țară destul de ciudată, care nouă, ce ne-a dat nouă? Ne-a dat pe brații Micula, Chemical Brothers, ăia care au falsificat toate băuturile răcoritoare, dar atât de mult au vândut că au bătut Coca-Cola, singura țară din lume unde Coca-Cola a fost bătută de Fruity Fresh. Nu mai vorbesc de banii pe care le-a dat Ludovic Orban de spăgubiri sau de băiatul familiei, băiatul Agras, care a fost condamnat la 2 ani cu suspendare că făcea șmecherii cu polițiștii. De-a lungul vremii, în această zi, s-a născut în 1840 Titu Maiorescu, posibil unul dintre killerii lui Mihai Eminescu, fondatorul Junimii și al Societății Academice Române. Marele pictor român Ion Andreescu în 1850, Dinu C. Giurescu 1927, mare istoric
român, mort de vreo 6 ani. Iosif Sava, 1933. Ce dorme de Iosif Sava, ce om. Om de cultură, muzicolog, realizator de emisiuni TV, l-am cunoscut înainte să moară, bine că n-am ratat. Mare, cultură, om, simpatic. 1951, Jane Seymour, actriță americană. Doina Ruști, 1957, la mulți ani, doamna Ruști. Mare romancieră română, poate cea mai mare astăzi în viață. Și în 1968, un vechi prieten de-al meu, mare actor, George Ivașcu, la mulți ani. Băi, George, nu mi-a spus nimeni că e ziua ta. Noi am dat mesaj, dar le dau și Doinei Ruștii și lui fostului director, de fapt, ca să marcăm și acest lucru, fostului director de la Metropolis, George Ivașcu, un mare actor în acest moment, pentru că este ziua națională a lecturii și noi citim aici în fiecare zi. Avem o melodie ce vizează limba română, pentru că noi o folosim, să zicem, destul de corect, ne străduim cel puțin să facem acest lucru. Ion și Doina Aldea Teodorovici, și în amintirea lor, limba română, o melodie foarte frumoasă. Apoi revin cu editorialul despre Putin și cum bagă bețe în roate Americii și discuția așteptată cu Liviu Alexa. Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă. Too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă la Gold FM. Putin folosește interviul cu Tucker Carlson pentru a face probleme și mai mari Americii. Nu-ți întrerupe adversarul atunci când greșește, ba chiar laudă. Ieri, Vladimir Putin și-a organizat o emisiune cu Pavel Zarubin la o săptămână după ce înregistrase interviul cu Tucker Carlson. Cine este Pavel Zarubin? Un jurnalist mai tânăr cu 10 ani decât Tucker Carlson, deci un tip care are 43 de ani, care realizează pe canalul Rasia Adin, adică Rusia 1, emisiunea Moscova, Kremlinul, Putin, plus că este moderatorul și gazda emisiunii Linie Directă cu Vladimir Putin, mă rog, păstrând proporțiile, un fel de Mihai Gâdea
cum apare în relația cu Ciolacu sau, mă rog, alt prim-ministru sau lider al României cu care vrea să se pună bine Voiculescu și trece și prin grila CNN-ului, că acum acolo sunt mai mulți controleri. Deci, devine limpede operațiunea lui Putin de a folosi interviul de mare succes cu Tucker Carlson, interviul secolului, după cum l-am numit eu, prin evenimente consecutive de post-propagandă. Propaganda a fost interviu, post-propaganda este mai sofisticată și asta a făcut Putin în discuția cu Zarubin. Am trei puncte pe care vreau să vi le aduc la cunoștință. Referirile la Tucker Carlson. 2. Discuția despre CIA și posibila neapartenență a lui Carlson la CIA, respectiv pe cine preferă între Biden și Trump. Le iau pe rând. În cadrul interviului de ieri de la Rusia 1, televiziunea de stat, Putin s-a prefăcut că îl critică pe Tucker Carlson, spunând despre el că a fost prea blând și că el se aștepta ca să adopte altă strategie Tucker Carlson, apropo de ce au scris și ajamii de prin lume și de prin România despre acest interviu, dar el, Putin, cu mușchii umflați, pectoralii la vedere și bicepsi și de asemenea, era foarte bine pregătit și bineînțeles că ar fi putut să contracareze orice atac de la Tucker Carlson. Asta spunea Putin în fața publicului rusesc sau în fața publicului care vorbește limba rusă și a urmărit interviul de ieri. Ce a vrut să facă Putin prin acest lucru? Să scoată în evidență că el este un lider macho, să sublinieze că n-a fost vreo înțelegere, asta nu te credem, Gaspadin Vladimir, și mai mult decât atât, să se remarce în fața lumii că oricine ar veni, dacă până și marele Tucker Carlson, cel mai important moderator al momentului, n-a reușit, nu o să poată să-l pună în dificultate, eventual că mai sunt amatori. Subiectul numărul 2. CIA. În cadrul interviului, Putin l-a luat peste picior pe Tucker Carlson, sugerând faptul că acesta ar fi vrut să intre în CIA, dar n-a fost primit acolo. Bineînțeles că Putin știe exact care este serviciul secret de care ține Tucker Carlson. De fapt, el când s-a referit la CIA, a făcut o referire indirectă la tatăl lui Tucker Carlson, celebrul Dick Carlson, care în calitate de director la Vocea Americii a fost rezident al CIA și bineînțeles că a și rămas, lucru pe care tatălui Tucker Carlson v-a mai spus, mi l-a devoalat chiar mie cu diverse prilejuri. El, amintea cocoșului, nu poți să fii director la Voice of America și să nu fii cu CIA-ul. În felul ăsta, Putin a vrut să sugereze că el știe că de fapt Tucker Carlson nu este la CIA, dacă ar fi vrut, ar fi fost, ci este racolat de alte servicii americane, gen NSA, National Security Agency, cu legătură directă cu serviciile militare secrete ale Pentagonului, acolo unde toată lumea bănuiește că și partenerul său de platformă la X, fost Twitter, Elon Musk, sunt colegi amândoi, că de-aia acționează împreună. Ce a reușit Putin să facă cu acest lucru? A sugerat din nou lumii întregi, folosind interviul cu Tucker Carlson, că aranjamentele subterane de intelligence sunt extrem de complexe și că de fapt doar la acel nivel se discută și că doar acel nivel contează. În fine, i-a răspuns interlocutorului său că din punctul lui de vedere Biden este mai folositor decât Trump, pentru că e un politician previzibil, de modă veche, niciun cuvințel
n-a mai spus Putin despre problemele mentale, problemele de sănătate, problemele de încadrare psihică pe care le are Biden, folosind acest prilej ca să-și escamoteze relația subterană de colaborare pe care, în mod clar, o are cu Donald Trump și, bineînțeles, cu acea parte a deep state-ului american care îl susține pe Donald Trump. Dar ce poți să faci? Nu poți să-l contrazici pe Putin dacă el vrea să-l sprijine pe Biden indirect, folosindu-și popularitatea câștigată în Statele Unite cu ocazia interviului cu Tucker Carlson. Asta e viața. De fapt, ce face Putin? Aplică zicerea, nu-ți întrerupe adversarul când greșește, ba chiar laudă-l. Normal că lui Putin și Rusiei le convine ca Statele Unite să fie conduse cât mai mult timp de unul ca Biden. Uitați-vă cât de mult a decăzut America doar în ultimii 3 ani de zile. Efectele totale, din nou, în afară de agențiile de intelligence, mass media, șmecherii, politicienii, analiștii vor discuta doar pe agenda impusă de Putin prin acest interviu consecutiv interviului cu Carlson. Și pentru ca să vedeți cât de atent este la detalii, n-a uitat Putin în ultimele 48 de ore să vorbească de 2 ori despre faptul că Rusia obține rapid vaccinurile anticancer. O să spuneți că este un detaliu științific. Da, dar arată progresul suplimentar al Rusiei în fața americanilor, care încă nu sunt în poziția să le obțină, că s-au ocupat să facă fake vaccinuri, da, pentru COVID, în loc să se ducă acolo unde contează, împotriva cancerului. Iar asta se adaugă la evidentul progres militar superior pe care Rusia îl înregistrează în fața Americii. Deci, lumea acționează și își face temele în baza directivelor date de noul șef politic, așa cum s-a autonscăunat astăzi Vladimir Putin și deocamdată putem să spunem că și este. Cer scuze, Liviu Alexa, că am întârziat. N-am crezut că mă lungesc atât cu editorialul cu Putin. Îți mulțumesc că ești prezent și în această săptămână. Salut românii care ne ascultă de la Cluj. Nu pot să disting exact ce e, ceva cu un aranjament de weekend pe tricou. Ultimate. Da. Ultimul aranjament de weekend. Mișto. Frumoasă inscripția de pe tricou lui Liviu Alexa. Parcă ne-am înțeles amândoi. Eu am tricou negru neinscripționat, el are un tricou negru inscripționat. Probabil că se poate interpreta că ținem doliu după antoldul care se îngroapă în Dubai în aceste zile, dar să știți că nu o să ținem doliu, noi ne vom bucura, ne luăm tricou roz dacă se întâmplă chestia asta cu antoldul, nu suntem dintre partizani. Ce ai mai făcut în ultima vreme, Liviu? Da, ce să fac aici prin cartierul nostru clujan, mai cu interlop, mai cu traficant de droguri, mai cu antold. Uite, de dimineață am aflat că mai mulți influenceri din România, domnul Cabrali Baca, domnul Emil Engle, doamna Maria Năstase, am fost șocat să văd, s-au dus într-o mică excursie la Antol Dubai, sigur, pe banii lui Bogdan Buta, practic legitimând acest pedofil gay, prădător sexual, care este Bogdan Buta. Lucru care mie mi s-a părut, acum de la Cabral n-am pretenții că lui place bancnota foarte tare sau, dar de la Maria Năstase aveam pretenții și mă gândeam că într-un fel sau altul ar fi putut să stea deoparte, dar nici măcar nu cred că e în targetul Antol la vârsta dumnei. Asta e. Da, probabil că mentalitatea de hostesă pe care o are dumnei, doamna Maria Năstase, tot acolo duce în zona aia. Da, a fost o stresă la țigări. Acolo a găsit-o de Nea Ilie într-o rochiță scurtă. Apoi am aflat o veste destul de proastă că la Cluj se dorește tărăgânarea dosarului Buta. Adică procurorul nu este decis să facă nimic și se atribuie nicio calitate. E clar că pilele domnului Buta lucrează foarte bine.
Am și scris o analiză foarte interesantă pe strict secret acum câteva zile despre cum justiția clujană are o plăcere perversă, zic eu, sadică, de a proteja pedofilia în acest oraș. Am dat trei exemple. Cazul Nana cu politicienii de acum 10 ani care mergeau la bordel pentru a se folosi de trupurile unor minore din Republica Moldova. Un pedofil pe nume Codreanu, care la 70 de ani a lăsat, a violat, a abuzat sexual două fetițe minore, când a lăsat-o gravidă și a fost lăsat de judecători în libertate pentru că provenea dintr-o familie bună. Ce să vezi? Și un italian care a fost de asemenea foarte puțin pedepsit pentru că s-a căsătorit în ghilimele cu o minoră de 13 ani. Bă, ăsta e la Cluj, măcar să se dea un semnal corect în România. Sexul cu minori este foarte bun, să ne spună justiția clujană acest lucru și să schimbăm și la CNA anunțul ăla. Da. Da. De fapt, tu ai spus că pe măsură ce acest, eu am fost de acord, ce vom vedea că acest scandal nu este investigat, o să putem să discutăm public despre faptul că pedofilia este permisă în România, nimeni nu o să poată să ne amendeze, o să informăm pe toți românii, golanii, părinții grijulii sau mai puțin grijulii, că asta e, copiilor sunt expuși de acum înainte pentru că pedofilia nu mai este pedepsită. Vreau să revenim la toate aceste subiecte, dar înaintea intrării în emisie, și știu că te pasionează subiectul pentru că l-am mai discutat noi și am zis că săptămâna asta discutăm de nemuritori, numai că nu ni s-a nimerit că avem asta cu Antol Dubai și nu aveam loc și de nemuritori că-s mulți pe listă. Dar un nemuritor, aș vrea să-l pun pe tapet. Nemuritorii, prieteni, sunt ăia pe care îi plătim de 20 de 30 de ani cu 7, 10, 15.000 de euro pe lună din taxele noastre, minimum, poate și mai mult. Acest nemuritor a ieșit la rampă, Liviu, astăzi. El se numește Mugur Isărescu, care, întrebat fiind dacă mai continuă, că el va deveni octogenar în curând, dom'le, n-a zis nici nu, a zis că trebuie să se uite în buletin, n-a zis nici da, spunând că depinde de Parlament. Noi putem să deducem multe, eu care îl cunosc foarte bine, în ghilimele, să nu mă audă lumea, am tras multe șprițuri cu Mugur Isărescu în ultimii 25 de ani. În ultimii 5 ani deloc, dar să zicem, în 20 din ultimii 25 de ani, foarte simpatic. Dar asta nu înseamnă, una e una, alta e alta. Hai să ne gândim. Am două întrebări legate de asta. Și după aia mergem mai departe, revenim la Antol Dubai, că am și eu niște date pe care vreau să ți le pun pe masă și celor care ne urmăresc. Întrebările legate de Mugur Isărescu sunt așa. Ți se pare important sau riscant să ne primenim, să ne schimbăm la nivel de coordonare a finanțelor României, că noi știm că de fapt de acolo se coordonează toate finanțele României, de la Banca Națională a României. Și dacă da, dacă ți se pare important să plece Mugur Isărescu, cine cred că l-ar putea înlocui, ținând cont, dacă ai în minte chestia asta, ținând cont de complexitatea de a sta la volanul Băncii Naționale a României într-o țară care nu este guvernată. Noi suntem o țară care nu este guvernată, avem un guvern praf și totuși e foarte important că acolo să stea cineva la volan ca să nu ne facem praf la rândul nostru după cum este și guvernul. Deci astea două întrebări și apoi revenim săptămâna viitoare pe lani. Te rog. Deci, pe mine m-am scris un articol Isăreștii României în care pomeneam despre, eu le zic nemuritori, eu le zic Isărești, pentru că domnul Isărescu practic a substantivizat această nemurire prin propriul său nume, cum a făcut Adidas sau Nike sau McDonald's cu brandurile lor. Și spuneam că sunt tare îngrijorat de faptul că în România stă într-un singur soi de om, da? În Isărești ăștia. Avem pe Pahonțu la SPP, avem pe Zisu la MAPN, avem pe ăla de la Transgaz Terian, îl avem pe Isărescu, mâncați așa. Bă, deci practic moare România, mă, dacă domnul Isărescu nu mai stă încă un mandat.
Păi câte mandate mai vrea să mai stea? 80 până face 95 de ani? Ne gândim tocmai la domnul președinte Biden, despre care se vede foarte clar că are mari probleme să ducă activitatea de zi cu zi în spate din funcția de lider al lumii libere, da? Și acum apare cu această revelație domnul Isărescu că, vezi, Doamne, numai uitându-se în buletin își dă seama că este foarte în vârstă, adică se apropie de post sau etapa a doua a senectuții. Și atunci vin și spun că ăsta este un semnal clar că el nu mai vrea, asta este părerea mea. Cred că, deși Ciolacul l-a invitat și a lăsat ușa deschisă acum vreo lună, spunând că Isărescu va continua, eu cred că nu mai vrea și dacă vrea, eu cred că ar trebui să refuze și să-și vadă de pensie, de cramă, de podgorie. Sigur că o să-i pice pernele de sufun, cum se spune în Ardeal, dar cred că e destul 33 de ani. M-a întrebat dacă am în cap pe cineva. Eu am, acum consider ca jurnalist că sunt mai mulți oameni interesanți în România, dar dintre ei unul cu siguranță se poate distinge, mă refer la felul în care el este privit de întreaga lume, mă refer la CV-ul lui, mă refer la competențele lui, mă refer dacă are chiar și proptelele necesare. Numele lui este Răzvan Radu, îl știu foarte puțin oameni, este un român născut în 66. Lasă că îți fac eu o dezvăluire. Dacă l-ai pomenit pe Răzvan Radu, atunci fac o dezvăluire imediat, că ți-am mai spus o dată, dar am ocolit numele, te rog. Așa. Răzvan Radu, culmea, puțin știu secretul ăsta, a condus, asta nu mă vreau să spun despre CV-ul lui, adică ăsta este băiat cu MBA, făcut la Paris, cu post la Harvard, post universitar. Deci Răzvan Radu este considerat în lumea finanțelor românești o elită, un tip elegant, deștept, complex, în general eficient și care acum a părăsit acum vreo un an postura sau 6 luni postura de CEO la UniCredit, filiala din România și a fost înaintat la Milano. Dar asta era mica dezvăluire, puțin știu și asta este, cred, foarte important pentru discuție, că Răzvan Radu a fost numit acum o jumătate de an în funcția de consilier pe strategia lui Mugur Isărescu la BNR și mă întreb, adică ca un fel de job colateral, mă întreb dacă nu cumva ăsta ar putea fi switch-ul, ar putea fi practic o pregătire a lui Răzvan Radu ca să acceadă la funcția de guvernator al României. Și cred că ar și fi interesant să rămână Răzvan Radu, pentru că, ce să vezi, ca și domnul Isărescu, și el este membru al grupului Bilderberg. Și el de asemenea este considerat în finanța mondială un tip, cum să spun, un tip de apreciat. Bă, uite, iată un român care nu ne face de rușine nici la nivel internațional. Înainte să fac eu completarea, care e oportun acum, n-am ce face, că l-ai pus pe masă, reținem faptul că ne spui că o primenire la vârful Băncii Naționale este mai mult decât necesară, nu doar pentru ca să schimbăm generațiile, dar și asta este important, ci pentru ca să reușim alte jocuri constructive, diferite de cele până acum, sub o baghetă profesionistă. Mă așez și eu lângă tine, apropo de Răzvan Radu. De ce? Iartă-mă că nu vreau să fiu nesimțit să îndrept. Uite-ți de ce. Pentru că e nevoie de o nouă mentalitate. Pentru că, uite, el discutam cu Dragoș Damian de la Terapia, CEO de la Terapia, care mi-a pus ieri o problemă foarte interesantă de analizat. Zice, băi, Liviu, de ce nu crește, de ce nu se împuternicește leul? La câți bani se aduc în România prin diaspora? La câți bani intră din PNRR? Dar de ce nu crește leu ca forță? Băi, poate pentru că noi avem acum o mentalitate conservatoare în fruntea BNR. Mă gândesc și eu. Bun, să continuăm. Da. Marchez și eu faptul că nu numai că îl cunosc, sunt amic cu Răzvan Radu de tot așa de 20 ceva de ani. Știu bine ce a putut să facă. Și
dacă, hai să o spunem. Deci, în urmă cu ceva vreme, cred că vreo două săptămâni, eu am spus aici că un tip extrem de profesionist, fără să-i dau numele, a refuzat să conducă banca asta de investiții a guvernului, deși era foarte potrivit pentru asta. De ce? Pentru că baronii, ăștia pe care tot tocăm noi, vroiau să impună în fiecare județ, de la Cluj, de unde ești tu, până la București, de unde emitem noi, oamenii lor, politruci, director de sucursală la banca de investiții, ca să poată fura pe românește. Omul ăla era Răzvan Radu. Era un mare beneficiu pentru banca asta de investiții guvernamentală, care se înscria lângă CEC și Exim Bank, dar mult mai puternică decât CEC și Exim Bank, pentru că e de investiții, să fie condusă de un tip ca și Răzvan Radu, care a refuzat, și nu știu de la el treaba asta, o să fie mirat acum și că o știu, când o să, dar cred că se uită la emisiune, că el se uită la emisiune des la noi, a refuzat spunând că nu vrea să ajungă la pușcărie, adică spunând, dom'le, nu poți să faci nimic în România că ajungi la pușcărie, din cauza acestei clientele politice. Deci, revin, Răzvan Radu, da, probabil că este singurul, deși mai sunt bancheri, dar este singurul care are acoperirea internațională și expertiza să poată să asigure flotabilitatea după perioada Isărescu. Că noi trebuie să ne dăm seama că sunt 34 de ani, da? 35 împlinim, de când Isărescu conduce finanțele României, e limpede că nu poate să vină oricine după atât de îndelungată domnie peste finanțe. Trebuie să vie unul care se pricepe. Nu m-am așteptat să discutăm subiectul ăsta, dar îl marcăm. Asta este sigur o propunere, nu da. Cred că generalul Răzvan Radu când spun că ar fi o alegere potrivită. Mi se pare că și, ți-am spus, Isărescu se gândește la el, pentru că de-aia l-a luat consilier pe strategie. Eu tare n-aș vrea, spun sincer, să vedem la BNR un politruc, că și așa, la nivel de viceguvernator, s-a umplut de politruci. Trebuie să vină un expert, un profesionist, recognoscibil, cum zic ăștia spuse, la nivel internațional, că bă, aici a discut, adică și niciun acoperisie nu vreau să văd ca doamna de la Banca Națională a Republicii Moldova, Moldovei, doamna Catracu, știi? Adică bă, lăsați-ne aici în pace cu BNR-ul. Adică nu vrem nici antrenorul PSD-iștilor, prim-ministri Florin Georgescu, care tot timpul zice că e antrenorul balul ăla, și nu vrem nici din partea aia, am vrea ce... Da, marcăm asta, să știi. Acest proiect, această schimbare, nu ca pe o mermeleală politică, cum o vrea să facă la banca asta de investiții, care, îți spun sincer, să-mi bat piciorul dacă eu știu de ce folosește, da? Adică ai Exim Bank și așa, ai CEC, Banca Românească și așa, și alea umplute de politruci, da? Care au 10.000 de euro pe lună în Consiliul de Administrație. Mai vrea să mai investesc, mai avea Dragnea visele astea erotice cu investițiile. Văd că Ciolacu tot preia de la Dragnea cu să mâncăm românește, să conducem românește, vrea să facă banca de investiții. Bine că nu vrea să facă încă un fond proprietatea 5, adică ce să mai zicem. În timp ce vorbeam noi, Jesse, colega noastră de la Gold FM, cu un nume nu mă descurc, să știu, o să testez la tine, cu Codin Maticiuc mă descurg, e la fața locului, Codin Maticiuc, zis Poponeț, apropo de vedetele pe care tu le-ai înșirat, pe lângă Amalia Anastase, cum ai zis tu, hostesă pe vremuri, înainte să o ia Ilie Anastase de nevastă, pe lângă omul de 150 de kilograme, Cabral, care a făcut să se zguduie avionul vedetelor, așa am înțeles, azi noapte, și pe lângă cel cu sexualitate nedefinită, Cătălin Botezatu, care ar vrea să-l crede macho man, dar din cât am întrebat pe la femeile din generația mea, se pare că... Fii atent ca să zâmbești, că după aia ajung la numele astea la te. Cătălin Botezatu, pe vremuri când Janin și toate manechinele mamei Zina Dumitrescu, înainte de 89, Adesco, chestiile astea, și ele mergeau pe la manifestări și nu erau prea multe vestiare. Și dansatorii se duceau să se
dezbrace, să se schimbe repede, după aia lăsau liber acolo și veneau manechinele mamei Zina, se aranjau, se dezbrăcau în țâțele goale, să mă scuz, ce făceau ele pe acolo, în fundul gol, ca să... Singurul bărbat care era permis să se plimbe printre ele era Cătălin Botezat, pe lângă frumusețile alea, îți dai seama, ți-am dat numai un nume, dar multe nume acolo. Și acest Cătălin Botezatul mi s-a explicat de către aceste doamne: Cosmin, cum să nu-l lăsăm printre noi? Că doar era inofensiv. Noi știam încă de atunci că n-are el treabă cu noi, oricât am fi fost noi de frumoase. Mă rog. Încă un nume mi-l dă Jesse pe lângă Poponeț. Zice Nicole Sherry. E acolo și a fost tot în avionul VIP-urilor și zice că Nicole Sherry asta e nepoata Corneliei Katanga. Ne zice ea cine e Nicole Sherry. Nu știam noi, nu? N-a jucat pe partea noastră. E limpede că avem acest gen de VIP-uri. De aici vreau să începem discuția. Mă, ce-i cu garnitura asta de oameni ciudați? Unii cu sexualitate incertă, alții pe care noi bănuim că se droghează, dar sigur, nu avem dovezi, nu putem să vorbim, că dar nu, dacă și polițiștii se droghează. Ce cu această garnitură de valori, în ghilimele, ale României, duse cu avion privat la Antol Dubai, care începe în aceste momente? Păi, îți spun eu care e problema. Antol Dubai este, se preconizează deja cu siguranță, a fi un fiasco. Fanii au tăbărât pe organizatori acum 3 zile, 2 zile, o zi, în fanii care mai fuseseră la Antol din Cluj, și mă refer din străinătate, nu români, întrebând ce se întâmplă, pentru că pe site oficial nu erau informații clare despre artiști, despre cine vine, despre unde o să cânte, da? În ce zi o să cânte. Apoi au început să circule pe internet tot felul de vouchere cu promoții și discounturi foarte mari pe care în general Bogdan Buta nu le dădea. Se pare că ancheta asta mi-a avut un efect foarte interesant și în ceea ce privește organizarea acolo la Dubai. Nu este bun să te completez. Ancheta ta, în afară de Cabral, se pare că a blocat participarea celebrelor vedete de la ProTV, cărora conducerea postului le-a interzis să meargă. Cabral se pare că avea un contract mai vechi și el, fiind destul de fomist cu banii, a acceptat să meargă acolo. Deci Bogdan Buta, dacă ne asculți încă o dată, știm că ne ascultați voi cei de la PR, v-a fost transmis de mai multe ori, de la redacția NCN, de la redacția Ziar de Cluj, de la redacția Gold FM, de la Solid News. V-au fost transmise solicitări ca să interveniți, mă. Că nu în tribun, nu ne interesează pe noi să interveniți în tribunal. Noi suntem preste, vă, fraților. Dacă nu răspundeți în fața noastră, vorbim noi despre voi și fără voi. Nu ne interesează, nu ne înfricoșați cu tribunalul și cu justiția. Închid paranteza. Deci, dacă vor să-i... Te rog. Da, acum domnul Bogdan Butan a demonstrat că nu vrea să intre cu noi. El vorbește doar în numele organizației Antol, dar nu Antol este pedofil, nu brandul Antol. El este cel care se folosește de minori pentru a face sex pe ei. E clar că o să avem niște zile interesante de urmărit. Nu e vibrația aia nici în România. Mă așteptam să meargă brigăzi, cum se spune, brigăzi de șmecheri, de nu știu ce. Codin, acum nu e maxim, e ca un hipster bătrân care încearcă și el să pară tânăr. Mă, poate e reprezentantul lui Ciolacu, nu știm. Poate e reprezentantul lui Ciolacu la fața locului, că Ciolacu nu s-a dezis de el. Asta n-am de unde să știu cu siguranță. Îți dai seama cum e? Ciolacu la Papa Francisc și Codin la Antol Dubai. Joacă pe tot terenul. Corect. Din sutele de artiști pe care ei l-au prezentat pe site, din păcate au venit sub așteptări niște nume, gen Steve Aoki nu a venit. A venit acel celebru Armin Van Buuren, un soi de Victor Socaciu, păstrând proporțiile al DJ Eli. Peste tot îl poartă ăștia în geam. Îl iubesc pe Victor, deci nu vreau să zic în sensul ceva de rău, dar cumva cam repetitiv. Și nu este emulația aia pe care o simțim noi aici decât ori este Antol. Sigur că noi în continuare le dorim succes, să le iasă bine, ca să nu piardă domnul Sasha Dragiș de la Superbet foarte mult bani, că a intrat acolo în parteneriat cu mari speranțe. Și așteptăm să vedem după ce se termină Antol Dubai, dacă totuși procurorul de caz, dragă Cosmin, are de gând sau nu să
zi, să facă o interpelare, cum se zice, să cheme. Ascultă-mă, că tu ne-ai lăsat săptămâna trecută să sperăm că domnuca aia mai tânără și mai nevricoasă, plecând de acolo, a lăsat locul unui experimentat care s-ar apuca de caz. Noi l-am lăudat. Gata, domnule, a venit un experimentat care înțelege că nu-i de joacă cu pedofilia. Acum ce ne spui, de fapt? Că a trecut o săptămână degeaba și că ăsta a experimentat, de fapt, s-a pus cu fundul pe dosar. A venit, firma a experimentat, să stea mai bine cu fundul pe dosar. E nevoie de un timp mai experimentat ca să distrugi acest dosar, să-l anulezi, să-l neutralizezi. Înțelegi? Mă gândesc. Eu așa am sperat, dar uite că m-am înșelat. Dar nu e nicio problemă, că noi o să comentăm și o să presăm în continuare. Trebuie să apară niște chestii noi. Tot timpul stau să mă gândesc la faptul că cineva din sistem mi-a spus că există mult mai mult în spatele acestui scandal, dar că noi, jurnaliștii, nu vedem ceea ce ar fi cu adevărat important. Înseamnă că sunt lucruri mai grave decât pedofilia gay, decât sexul cu minori și noi nu le vedem. Hai să vedem că tu le-ai văzut. Sau, mă rog, sursele tale și ale noastre, că după ce ridicăm un steag, vreau să le explic doar mecanismul celor care ne urmăresc, să nu creadă că suntem scamatori sau că facem vrăji, prieteni goldiști. Fiecare dintre investigatori, ăștia mai ca Liviu, Alexa, Comaroni, Spânu, Pascal, eu zicem că îi mai ajut pe ei, că nu sunt investigatori de meserie, mai fac și eu investigații politice, dar nu la nivelul lor. Ei și noi, când ridicăm un steag de luptă, încep să vină fel de fel de informații. Lui Liviu îi vin pe toate conturile. Oricum mă tot bate la cap de câteva luni de zile să-mi fac și eu conturile personale, să-mi vină ponturi și mie n-am apucat să fac. Lui îi vin pe mail, pe SMS, pe Telegram, pe unde el, îi vin fel de fel de informații, lumea se mai ascunde și iau nume de cod, dar aceste informații de multe ori sunt valabile sau se dovedesc a fi valabile după ce ele sunt cercetate. O astfel de informație a fost legată de un caz incredibil. Nu vreau să fac un secret din faptul că i-am trimis articolul lui Liviu Alexa, lui Cătălin Predoiu, domnul Predoiu, ministrul administrației și internelor. Vă rog frumos să-i dați monitorizarea de urgență. De ce? Pentru că un polițist din Cluj, care era la filaj, atenție, ăla ar fi trebuit să fileze niște golani, dacă noi am fi fost în categoria de golani, ca să nu dau alte nume, ca Alexa și Gușă, care se duc la Antold să se drogheze, să ne fileze, să ne fotografieze, să ne supună la încercări să cumpărăm droguri, eventual după aia să le dăm și la alții ca să le traficăm, pe bani sau fără bani, și după aia să ne aresteze. Atenție, nu zic de Maticiuc, Andreea Esca, botezat, zic de Alexa și de Gușă. Uite, ca să fie, uite, ne învinovățim pe noi aici. Ei bine, ăla, polițistul ăla, a fost devoalat că a cumpărat droguri de la o altă colegă de-a lui, care era sub acoperire. Că îi oferea, scuză-mă. Că îi oferea. Polițistul ăsta de la... Tu povestea mai departe, eu m-am dus mai... Da? Practic, cum am prezentat în anchetă, erau doi frați, amândoi polițiști, da? Unul dintre ei lucra la filaj și lucrează în continuare, asta este îngrijorător. Și maniera lor de a folosi drogurile, că clar că se drogau, era să drogheze și alte fete de la salonul VIP, de la zona de VIP, și după aceea probabil să întrețină acte sexuale cu ele, cu mintea ușor modificată. Nasol este că în cauza asta s-a întâmplat cu ghinion. Polițistul ăsta de la filaj, care are așa o alură de șmechere, am pus și poze cu el, a invitat o fată la baie și a oferit un plic cu droguri ca să tragă și ea și el. Dar ce să vezi, aia chiar era acoperită. Polițista sub acoperire de la birou de zi, luptă de, la BCC, o crimă organizată, combaterea crimei organizate, care a scos legitimația și și-a spus numele și că e sub acoperire. În momentul în care, ce să vezi, paparicul ăsta de la poliție a scos și legitimația de la filaj, cumva ca să o preseze, ca să o, nu știu, să o domine, lucru care nu a funcționat.
În acest moment discutăm despre un dosar care se află în lucru la Dicot. Vreau numai să te mai întreb ceva pentru detalii, că mulți n-au citit articolul. Cum s-a desfășurat după aceea treaba? Fata s-a dus și l-a raportat și a raportat această scenă și așa s-a făcut un dosar? Da, l-a dus la secție, din câte am informații, și a făcut proces verbal de constatare a flagrantului și așa mai departe. El n-a mai avut ce să măcăie, că așa a fost filmul. Destul de greu s-a mișcat lucrurile, dar acum sunt cu siguranță mai presați de către mine sau de tine cu această popularizare a poveștii anchetei noastre să ia niște măsuri cât mai rapide. Eu insinuam în articolul meu că în afară de procesul care probabil va fi trimis în judecată, acest dosar, în afară de procesul acestor polițiști sau acestui polițist, ar fi foarte important totuși ca domnul Predoiu sau domnul Ioniță de la IGPR, Matei, să-l dea totuși afară, adică din MEI, să nu mai avem polițiști drogați, vânzători de droguri, oferitori de droguri la serviciu de filaj. Bă, care un serviciu ăștia de la BOS, biroul Brigada de Operațiuni Speciale, chiar au treabă de făcut, adică ăștia sunt niște oameni care petrec în mașini, vară, iarnă, la filaje, interceptează. Chiar sunt niște oameni care ar trebui să fie, și sunt mulți dintre ei, integri, fantomatici, da? Fără obiceiuri și apucături din astea cu droguri și cu alte mizerii. Spuneai de influencer care, despre care bănuim că, păi știi cum e? Nu știu, dar Codin susține, de exemplu, Maticiu, că n-a consumat niciodată droguri, dar atât îi place să vorbească în podcast-uri despre ele, despre iarbă, despre cocaină, despre un alta. Păi îi place discuția asta, știi? Și eu chiar cred că n-ar trebui sub nicio formă în România să popularizăm, să susținem, să aplaudăm genul ăsta de abordare. Mă îngrijorează profund faptul că Germania a ales să legalizeze marihuana în scop recreativ. Sper să nu fim atât de idioți să facem și noi în România. În acest punct, ca să trecem la treaba cu presa, care pe mine mă interesează foarte mult și lumea nu știe, care e legată de tine, vreau să facem un pod dinspre vedetele incerte, cu diverse statute incerte pe care le-am pomenit legate de Untold. Faptul că un polițist care era la filaj cu sarcini operative a consumat la Untold și dosarul trenează, foarte important. Și aș vrea să te întreb așa, că vom mai discuta și săptămâna viitoare după ce strână cu Untold Dubai, dar acum aș vrea să te întreb așa. Prin prisma faptului că Bogdan Buta nu este chemat să mărturisească orice, să mărturisească ceva, nu este chemat să fie audiat, în baza faptului că acest polițist și mulți alții sunt protejați atunci când sunt prinși cu fapte de tip droguri. Vorbeam de pedofilie în cazul lui Buta, obținută cumva în trena antoldismului, da, că era mare vedetă, cam așa i-a chemat pe puștii acolo. Ăsta la alt, la Untold 2023, prieteni. Deci s-a întâmplat anul trecut, nu s-a întâmplat acum 10 ani cu polițistul. Și aceste vedete bune la orice. Lumea trebuie să înțeleagă că aceste vedete care se suie în avioane private nu își plătesc biletele nici la cazare, nici la transport, nici la mese. Sunt plătite de către Untold, de către Buta, de către Sasha Dragic. Ei sunt plătiți cu onorarii importante ca să vorbească lumii despre ce ar putea să vorbească Cătălin Botezatu sau ce să sugereze. Eu cred că asta cu LGBTismul, dacă mă întreb. Ce ar putea să vorbească Codin Maticiuc? O și face pe podcasting, nu? Ai zis că vorbește despre consumul de droguri. Deci, acum că să facem un pod, buchetul ăsta de pseudovedete, dar sunt influenceri importanți, ei sunt folosiți într-o acțiune sub acoperire de a multiplica comportamentul pro-LGBT, de a multiplica drogangeala, de a multiplica vulgaritatea, dacă ne referim la gheboasă găoază. Ăsta e rolul lor, ăștia sunt influencerii, ăia care au burdușit avionul, ne-ai spus tu cu pozele, ieri noapte când s-au dus în Dubai. Pentru asta sunt folosiți, de la Amalia Anastase, la Cabral, la restul, asta e ideea?
Pentru asta sunt folosit normal și sunt folosit de fiecare dată când, de exemplu, uite, Antol are acum probleme în rachetă, de fiecare dată când și alții au depromovat câte ceva. Da? Nu ai văzut pe niciunul, pe Cabral Ibaca, tată de copii, da? Amalia Năstase, mamă de fetițe, să ia vreo poziție publică față de Bogdan Buta. Dar de fetițe ale lui Ilie Năstase, ca să fie limpede. Da, da, da. Dar uite că dita mai doamna Amalia Năstase, la o vârstă destul de neconformă cu cerințele Antol, ca să zic așa, alege să endorseze, să legitimeze acest Antol Dubai și se suie pavion să promoveze cu hashtag și așa mai departe valorile acestui festival. Asta spune multe despre din punctul meu de vedere. Spune-mi, atâta mai vreau să te întreb. Filiera asta numită Codin Maticiuc, bun la orice. Deci Codin Maticiuc, bun la bani pentru spitale. Codin Maticiuc, bun ca să regizeze filme în care se râde de România. Codin Maticiuc, bun ca să endorseze, după cum zici tu, adică să sprijine plenar, un prim-ministru în funcție ca Marcel Ciolacu. Codin Maticiuc, bun să meargă la Untold Dubai. Codin Maticiuc, bun să meargă la orice deschidere de la Nuba până la Loft, mai ales la Loft, pe linia cu Biriș și cu Pepe Berciu. Codin Maticiuc, vedetă națională și internațională, care își lansează un film până Europa, un film de doi bani, cum ar vei. Un om, după părerea mea, de doi bani ca valoare, îmi pare rău că trebuie să spun asta. Ce se răscolește în societatea românească? Că noi gunoaie am avut și înainte de 89, dar nu le răscoleam, nu le puneam pe ecran, nu făceam spectacol pentru copiii noștri. Tu l-ai pe Ștefan, care e, mă rog, prietenul meu mai mic, cum ar veni, dar el e foarte tânăr, e copil, ai mei sunt mari. Îngrijorarea ta este dublă, triplă și a celor ca tine față de a mea. Ai mei au scăpat cumva, sunt peste 18 ani amândoi. Ștefan mai are destul până acolo într-o societate atât de distrusă cum e a noastră, în care Ștefan, dacă se uită pe internet sau la televizor, vede genul Codin Maticiuc, deci e limpede că tatăl Alexa sau mama Alexa sunt mult mai îngrijorați și nu prea au ce să facă. Am zis Alexa, puteam să zic Popescu, puteam să zic orice în momentul ăsta. Ce e cu această izbucnire de vedete protejate de tip Codin Maticiuc? Eu să răspund cu o altă întrebare. Ce este cu această revoltă a CNA-ului față de subiectul Ciordel din Caritate? Săptămâna asta am asistat la o chestie foarte interesantă din partea CNA, care a amendat Post România TV pentru că a făcut publice și a promovat anchetele mele. Și am auzit acolo niște lucruri din gura membrilor CNA care pe mine m-au șocat. Cumva că, vezi, doamne, ar fi fost un atac neprofesionist, o componentă nejurnalistică în demersul meu. Bă, frate, de la oameni care n-au scris o anchetă în viața lor pe acolo, sau nu le-au cu presa, sau sunt puși politic. Și eu spun cu tot respectul, serios, adică, dar nu permit nimănui să submineze intențiile mele și capacitățile profesionale. Noi am spus foarte clar, eu am spus în aceste anchete că Codin Maticiuc, da? Că da. Fetele astea de la Dărești, că Vlad Voiculescu iau foarte mulți bani de la români și că nu se justifică ceea ce fac cu ei, nu se justifică prin nimic concret. Vine domnul Valentin Jucan, am înțeles că s-a exprimat în mod specific despre o parte a subiectului meu pe care a refuzat să... Da, despre care s-a exprimat, ok? Și spune domnul Valentin Jucan că cei aia, că am zis eu că în spitale se dau medicamente expirate. Vă mâncați așa. Dacă am primit asta de la o asistentă, această informație, cu prin screen-uri, da? Cu grupul din de WhatsApp, cu prin screen-urile grupului de WhatsApp în care asistentele reclamau acest lucru. Cum vii tu, Valentin Juca, membru CNA, înțeleg, să spui că nu mi-a făcut corect treaba și că asta nu e informație? Paranteză. Cu Valentin Jucan să îți fie și să îmi fie învățătură de minte, este un clujan pe care noi, din spirit de solidaritate, de-a lungul carierei lui,
L-am sprijinit, pe lângă faptul că din când în când l-am și contrat. Dar au fost momente în care Valentin Jucan a fost sprijinit. Măcar cu obiectivitate trebuie să fie dator. Pentru treaba asta închid paranteza. Prin întrebarea ta retorică mi-ai răspuns că de fapt statul român însuși este complice pentru aburcarea acestor non-valori în fruntea treburilor. Pentru că dacă vine Alexa, după aia dublat de Ciutacu, de ăla, de ăla, de noi, în care ne-ai convins pe noi, primul care trebuia să-ți conteste ancheta era unul ca Ciutacu sau unul ca Gușă. A, bă, Liviu, lasă, bă, ce, prea spec... Nu, tu pe noi ne-ai convins. Noi suntem mai importanți decât membrii CNA, pentru că nu ne facem de râs. Sunt 20-30 de ani de presă în care am rămas pe scenă pentru că ne facem de râs. Și Liviu Alexa, lăsați la o parte prietenia asta, nu contează. Cu ancheta aia ne-ai convins pe noi că e valabilă și noi am promovat-o în cunoștință de cauză. Cum vine CNA-ul? Cine de la CNA? Hai să mă pun pe mine. Care de la CNA mi-este superior din punct de vedere al expertizei jurnalistice ca să poată să spună că ancheta lui Alexa nu e bună? Nu, fraților. Noi, mulți, am zis că ancheta lui Alexa este bună și am promovat-o pentru că este bună. Nu voi care habar n-aveți ce este o anchetă jurnalistică. Dar revin cu concluzia, că după aia trecem la asta cu presa, că e importantă. Un pic, stai să-ți citesc. Stai numai un pic să-ți citesc. Da. Zice domnul Valentin Jucan, ceea ce condimentează în mod negativ subiectul este faptul că același jurnalist, adică eu, amestec în interiorul investigației alte informații care sunt de asemenea nedovedite. Și în cazul Cora nu s-a încercat o minimă verificare. Dau un exemplu, afirmația conform cărora în spitale se administrează citostatice expirate. Păi nenea Jucan, tu așa Jucan, i-am spus că într-un anumit spital, și l-am numit pe acest spital, și am pus dovezi, nu că n-am venit fără minimă verificare a informației. Da? Eu eram și sunt în contact cu acele asistente care mi-au făcut această dezvăluire. Și atunci întreb de ce sunt acuzat de lipsă de profesionalism? Da? Vine doamna Dorina Rusu, da, care sigur că este acolo opusă de domnul Iohannis, de și ea este de 800 de ani membru CNA. Sigur că și prin această atitudine mea ostilă față de felul în care ei s-au comportat, probabil că o să-mi iau în freză pe postul NCM pe care l-am. Spune că s-a făcut un mare rău interesului public preluarea unei anchete făcută de Liviu Alexa. Ia auzi, mă, mâncați aș pe bune? Că ce? Că ce? Că nu-i convine doamnei Dorina Rusu de mine sau de fățăul meu sau de ce? Ce am spus eu acolo? Am citat cifre de la registrul de la Ministerul Finanțelor, am pus întrebări concrete despre spitalul ridicat de aceste două femei de la Dărește Viața, un spital care, vreau să spun, Cosmine, că suntem în 15 februarie și nici astăzi nu este predat statului român, cum au spus celebrele doamne că vor face. Întrebarea este de ce? Adică ce am greșit făcând aceste lucruri? Punând aceste lucruri, punând societății românești această problemă, că nu sunt transparenți cu fondurile din caritate. Controversații de serviciu, că unul ca Petrișor Obaie, care face umbră pământului în presă, da, își permite să spună despre mine că am publicat o așa zisă anchetă. Da? Bă, Obaie, ce să spun eu ție, băi, ziarist de media. Nici el nu este jurnalist. Hai să rămânem deocamdată așa, pentru că vreau să revenim la subiectul relaționării cu CNA-ul și o să facem din partea Clubului de Presă o cerere că atunci când sunt controverse legate de anchete jurnalistice, să ceară expertiză de calitate oficializată de la noi, de la Clubul de Presă, pentru că le oferim. Ei nu sunt competenți să judece anchetele jurnalistice, niciunul de acolo, niciunul. În afară de Mircea Toma, care a fost un jurnalist, cât de cât, dar era cu glumele el, nu era pe investigații. Cu investigații erau Patrick Andrei de Hilerin și alții la Academia Cațavencu. Restul nu se califică, prieteni de la CNA. Pentru investigații jurnalistice nu sunteți calificați, noi suntem calificați. Cereți expertiză de specialitate de la noi, de la Clubul de Presă. Și vă oferim, vă certificăm care anchete stau în picioare și care nu, pentru că nu sunteți calificați pentru asta, fără supărare. Dar, și cu asta revin la subiect, CNA-ul în speță, în numele altora, operează, din punctul meu de vedere, este opinia mea,
ca un mijloc de intimidare. Și aici ajungem la subiectul de bază. Intimidarea asta pare să nu fie periculoasă, deși dacă ne uităm la sume de 10.000 de euro, ea este foarte periculoasă. Noi lucrăm foarte mult ca să adunăm bugete de 10.000 de euro, fie la Gold, fie la NCN, fie la alte entități din Clubul de Presă. Avem mult de lucru pentru asta și gândiți-vă că facem profituri foarte mici sau deloc. Trăim, într-adevăr, trăim din activitatea asta, dar nu ne lăfăim. Avem o speță pe care noi am tratat-o pozitiv, dar care are o conotație negativă. Speța în care cei care ți-au vandalizat mașina, ție, ca să te intimideze după niște anchete de presă, au ajuns pe culoarul corect al justiției și noi, în interiorul clubului de presă, ieri am sărbătorit un pic chestia asta, ne-am felicitat reciproc. Uite, bă, că se mai face dreptate și că și săracul Alexa, după ce i-au distrus mașina, capătă satisfacție în justiție cu doi paparici, cum le zici tu, cu doi mini mafioți. Mie îmi place la ăștia care arată așa, știi, fac pe fior roșii, dar dacă le dai o palmă plâng, le zic mini mafiot. Asta nu i-a împiedicat pe mini mafiot să-ți distrugă mașina pentru o anchetă. Numai că adevărul, prieteni, este cu totul altul. Nu trebuie să aplaudăm instituțiile statului și o să vă spun acum, Liviu Alexa, de ce. Te rog. În 2019 are loc un accident de mașină foarte urât la ieșirea din Cluj sau la venirea spre Cluj în comuna Florești. Un interlop la volanul unei mașini care nu-i aparținea se angajează pe o vreme foarte proastă și la o viteză imensă, cu o mașină extrem de puternică, într-o curbă, într-o depășire și omoară o fată. O studentă, se numește Gabriela Ripan. Practic, el s-a pus forțat la volan ca să-i dea gaz să o testeze mașina. El își pierde piciorul și noaptea respectivă, interlopul ăsta se duce la serviciul de urgență. Îi se fac primele teste de rapide pentru că avea piciorul tăiat, da? Și la primele teste de sânge apare că ar fi consumat droguri de la marijuana până la amfetamine. Eu primesc printr-o sursă un print screen cu aceste analize de sânge și le public. Se întâmplă apoi ceva ciudat. Dimineață, poliția clujană dă comunicat și confirmă dezvăluirile mele, da? În sângele interlopului care ucisese pe studenta Gabriela Ripan existau foarte multe droguri, da? Bun. Deci confirmă poliția. La a doua scanare a sângelui, care este obligatorie în dosarul penal, sângele este dus la IML Cluj și șoc total, surpriză, sângele apare curat. Ce se întâmplase în perspectivă, mama acestui criminal, care lucra în mediul sanitar, în mediul medical, este asistent, a schimbat sângele, da? Copilului drogat cu alt sânge. Și de-aia a ieșit. Bun, evident că eu am început să zbier ca jurnalist, să întreb ce s-a întâmplat, să aflăm adevărat, etc. În fine, datorită presiunilor pe care le făceam pentru a afla adevărul despre noaptea respectivă, domnul Tudor Cârje, criminalul în sine, s-a enervat, s-a supărat și a ordonat unui sclavete, Popcorea Emil, să-mi distrugă mașina ca să mă calmeze. Eu sperăm probabil chiar că o să fie o mașină. Și acest lucru s-a și întâmplat. Mi-am găsit mașina distrusă, dar la modul grobian, așa, deci cu lovituri foarte dure, da? Am necesitat enorm de multe reparații. Vreau să spun că din momentul în care am făcut... Scuze-mă, unde s-a desfășurat acțiunea de distrugere a mașinii? Unde era mașina ta parcată? Parcată la șoferul meu de atunci, că eu nu conduc, nu am carnet de conducere, da, și da, lângă casa lui. De la depunerea plângerii la poliție au trecut 3 ani, dacă îți poți închipui, și nu am primit niciun fel de satisfacție despre autorul real și cel moral, că sunt doi autori aici, da, ai vandalizării mașinii mele. E deși am acordat tot sprijinul informativ sau ce am putut eu să găsesc despre acești vinovați. Nu vreau să acuz poliția în mod necesar că nu și-a făcut datoria, pentru că și-a făcut datoria cât au putut și au știut. Dar procurorul de caz cu siguranță a lălăit-o în același timp cum a lălăit-o și cel cu lălă și cel cu dosarul Buta. Surpriza vine pentru mine din faptul că
Acum o jumătate de an, același om care mi-a distrus mie mașina, Tudor Cârje, este prins în trafic, fără carnet de conducere, de către DICOT, moment în care la perchezițiile mașinii se găsesc 10 de kilograme de droguri. 10, deci nu 3 grame, 7 grame. Și este evident arestat. Asta se află la Pârnaie pentru crima pe care a comis-o împotriva Gabrielei Ripan, a luat 5 ani și cel mai probabil o să mai ia încă vreo 7 pentru traficul ăsta de stupefiante enorm și probabil ce o să mai vină de la mașina mea vandalizată. Dar în dosarul respectiv, când a fost arestat pentru trafic de droguri, s-au efectuat supravegheri informative cu microfoane puse în mașina traficantului și la una dintre discuții, pentru că am pus una pe rechizitoriu, domnul Tudor Cârje se laudă, da, că mi-a distrus mașina, se laudă cu această faptă. Așa am putut să ofer eu, practic, poliției dovada că el este vinovat. Altfel nu s-ar fi întâmplat absolut nimic, dosarul ar fi lâncezit în continuare acolo. Spre norocul meu s-a schimbat din nou procurorul, de data asta în bine, și acesta a decis să închidă rechizitorul și să-l trimită în judecată. Și spun sincer că abia aștept să fie condamnat, pentru că și merită. Pentru că disconfortul pe care mi l-a produs mie și familiei mele a fost unul foarte important. Nu sunt eu, cum se spune, căcăcios, că de-aia fac meseria asta de 26 de ani, de ziarist de investigații, dar nu sunt nici prost să nu-mi iau măsuri de precauție sau să nu mă tem în fața unor amenințări din partea unor oameni care au dovedit și dovedesc că sunt infractori notori. Aș vrea... Mulțumesc Român de Presă pentru tot suportul ăsta, vreau să spun colegilor noștri că sunt alături. Trebuie să înțeleagă oamenii că nu am vrut un tratament special, că nu sunt jurnaliștii mai cu... Dar având în vedere munca pe care noi o efectuăm în interesul public, dacă cred eu, e important cumva să fim protejați sau apărați de instituțiile statului atunci când e necesar. Vreau să te întreb un lucru, numai pentru astăzi, că oricum vom mai discuta despre chestia asta, dar ca să înțeleagă lumea. Prognozezi că 2024 va fi un an prost pentru presă, similar lui 2019 sau 2020 când a fost Batista pe Țambal, sau vezi niște muguri de ăștia de libertate, posibil să discutăm mai mult decât să... la precedentele alegeri, că asta vreau de fapt comparativ să ne spui, dacă intimidările vor fi mai mari, dar se va rezista, comparativ cu 2019-2020, când am fost Batista pe Țambal în România, că de-aia s-a reales Iohannis, de-aia n-au venit alți candidați în afară de ai sistemului, de-aia așa mai departe. Te rog. Eu cred că va fi o liniște, cum să spun, facturistă, o liniște pe bază de facturi, liniște care se perpetuează din 2019 până astăzi, cu acest obicei de a încasa de la partidele politice de către presă. Și se și vede acest lucru. Nu cred că în afară de câteva nume și câteva entități media lucrurile vor sta altfel. Politicienii din România au învățat, din păcate, și presa acceptă acest tratament de a pune Batista pe Țambal. Bun, acum și discutăm de oameni care, moguli, care încasează 100.000 de euro pe lună de la un partid, da? Pe 100.000 de euro pe lună. Televiziuni. Te ajut. Nu sunt invidios, că îmi spun sincer că nu aș vrea să iau. Lino, dar te confirmă treaba cu Tesari. Dezvăluirea care n-a fost infirmată, că televiziunea lui Tesari, Digi24, lua peste 1 milion de euro pe an de la PNL. Digi24.ro, site-ul ăla care are audiență cât are și Ziar de Cluj. Adică noi, ca și cum tu ai luat la Ziar de Cluj 1 milion pe an, păi Ziar de Cluj și ai audiența cu Digi24. Sunt entități media în România care au 100.000 de euro de la fiecare dintre partidele din coaliție, da? Pe lună. Da? Plus alte șmecherii, plus, uite, am văzut acum că domnul Voiculescu, pe obositul ăla de Ziar Jurnal Național, primește câteva 43.000 de... Băi, dar îți dai seama ce găinar este și Voiculescu, dar ce găinar e Piedone, frate, să cumpere 200 de ziare pe zi. Voiculescu tipăresc
fac ziare tipărite în anul, în secolul tehnologiei. Asta se numește ciordeală. Dar încă o dată, de ce să fim invidioși în ghilimele pe genul ăsta de ciordeli și de ce să nu vorbim că peștele de la premier se împute? Da? Da. Cât vreme premierul României îi acordă domnului Varan locuri speciale pe listele de la Parlament, de la Parlamentul European. Și nu unu, doi, trei, că deja sunt trei jurnaliști despre care se vorbește că vor fi pe listele PSD la europarlamentare. Cine vor fi? Că nu mai n-am auzit informația. La Lavinia Șandru. Așa, mă. Asta care mai e, soția lui Adrian Ursu, Carmen Avram, și cea care prezintă programul CNN, mai plinuț așa, mai știu cum o cheamă și știi tu cum o cheamă. Era să-i zic numele acum, dar mi-a sărit din... De la 6 are chestiile alea de la CNN, a fost corespondentă pe la Bruxelles și ea. Deci trei jurnaliști. Trei jurnaliști. Bun. Din 9. Bun. Locuri. Deci, repede, domnul Ciolacu face genul ăsta de barter, meschin, cu interesele... Sabina Iosub, scuze-mă, mi-a zis Iosefina Pascal, m-a șoptit acum. Felicitări. Da, dacă domnul Gâdea, dacă domnul Varanu crede că genul ăsta de abordare, n-am nimic cu jurnaliștii care se implică în politică, dar oare face bine postului să știi că Adrian Ursu are o nevastă care este europarlamentar la PSD? Își va face el integru datoria față de PSD? Va critica cu adevărat? Domnul Adrian Ursu, care dă lecții, îmi dă mie lecții despre moralitate și despre nu știu ce, ar trebui să-și vadă de moralitatea lui. De vreme premierul Ciolacu promovează genul ăsta de bartere politice, de ce să ne supărăm că ăia de la ASF, de exemplu, cumpără reclamă la antene, da? Facem reclamă la ASF, mâncați așa. De ce să ne supărăm că Piedone sau Robert Negoiță distrug 10.000 de euro ca să promoveze nu știu ce în Jurnalul Național, sau Negoiță, parcă era cu proiectul la minor, nu? Da. Se păra aia, da? Adică nu suntem chiar proști cu tot. Uite, din punctul ăsta de vedere, deși adeseori ne descurcăm foarte greu cu entitățile noastre media, prefer genul ăsta de demnitate și chiar că pare prostie, prefer nu să dorm noaptea liniștit, dar să știu sigur că nu o sub politic de la nimeni și că pot să am libertatea. E greu să trăiești ca noi, e greu să trăiești atât de radical, atât de, să nu ne lăudăm așa de principia, dar ăsta e adevărul, așa suntem noi construiți. E greu să trăiești, să stai deoparte de confreria facturiștilor de genul Petrișor Obaie sau mai știu eu cine, Gâdea, da. Zarubin, cum i-am zis eu, Zarubin, Pavel Zarubin alias Mihai Gâdea. Dar, uite, eu prefer așa să fie, pentru că cred că e mai onorabil și mai corect pentru profesia pe care noi chiar o iubim și chiar o facem. Da? Nu suntem nici prompteriști și nici preluatori și nici agregatori de știri. Noi producem informațiile, noi facem dezvăluirile, noi facem analizele cu mintiuca noastră și la Gol, și în Clubul Gol, și în Clubul Român de Presă. Și asta nu o să aibă niciodată, voi mâncați aș Cosmine, nu o să aibă creieraș să producă la nivelul la care noi reușim să facem jurnalii. Și eu îți mândru de asta. Nu, auzi, măi, Valentin Jucan, că o să asculți asta de mai multe ori. Îi facem o dedicație în final lui Valentin Jucan din partea unui confrate de-a nostru, Florin Chilian. E o dedicație foarte șmecheră pusă de Iuliana Pitaru-Vlacicu. Este termopane, știe de ce Valentin Jucan. O să-i spunem mai multe despre termopane și alte obiecte. Ația metro. Da. Mulțumim, Liviu Alexa. Mulțumesc, prieteni. Vă pup. A fost Liviu Alexa. Ne uităm la Dubai. La posibila escrocherie, dezastru numit Antol Dubai. Am așteptat drept la replică, n-a venit. Nu-i. Bai. Valentin Jucan, termopane de la Florin Chilian. Revenim cu Ion Spânu. Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.
We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. Gold FM, Solid Radio, Young is the new gold. Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi, într-o lume în care suntem invadați de fake news. Pe cine și ce să asculți? Analize dure, dar obiective. Solid Radio. De când mă știu, am căutat adevărul și am încercat să-l spun și altora. Cu cât suntem mai mulți, mai bine informați, mai bine pentru țară. Treceți prin viață cu România pe tricou. Analiști prestigioși discută zilnic despre acțiunile și greșelile celor care decid soarta țării. Alegeți Gold FM. Fiți deștepți și astăzi. Și acum, cu o întârziere destul de mare, dar eu am întârziat prima dată, după aia a trebuit să vorbim cu Liviu Alexa despre treaba cu presa, care îl interesează la fel de mult, foarte mult, și pe Ion Spânu, cerându-mi scuze de la el și de la ceilalți care ne așteaptă, dar am întârziat. Intru în legătură directă și, prieteni, pot să vă spun, cei care doar ne ascultați, că finalmente Ion Spânu ne-a oferit surpriza, transmite din studioul Top Secret de la Craiova. Mă bucur foarte mult. Mai înglobăm un studio multimedia în colecția Clubului de Gândire Gold, a Clubului de Presă. Ion Spânu este fondator și la Clubul de Gândire Gold și la Clubul de Presă, ca și noi. Mă bucur foarte mult, Ioane, felicitări! Felicitări mulțumesc mult! Mulțumesc mult! Am ținut foarte mult ca astăzi, într-adevăr, să transmit din platoul de știri. Da. Celălalt e platoul de emisiuni. Da. Sper ca cei care ne urmăresc să vadă, să fie interesați și de ce vom face aici, pentru că subiectele vor fi evident acestea de interes național
Și bineînțeles vom comunica cu ajutorul lui Cosmin Inguși toate locurile în care ne vor găsi de zilele următoare, pe toate canalele, pe toate site-urile. O să fie frumos, o să ne vedem și eu mă bucur foarte mult că am putut să pun la dispoziția clubului de presă și al clubului Gold un studio de televiziune, pentru că și cu ajutorul tău și datorită, să zicem, celebrității mele în domeniu, ca și la Liviu Alexa, la fel, pe care l-am ascultat mai devreme, o să încercăm să dovedim, dacă mai era nevoie, că noi ne facem onest meserie. Altfel, am fi făcut și noi pactul cu oamenii politici, cu guvernele și am fi primit, ar fi fost foarte ușor să facem ce fac astăzi Digi24 și Antena 3. Foarte, foarte ușor. E mai greu să facem așa. Și uite, toată investiția asta. Ce nu înțelege lumea este că noi fiind atât de relaționați cu toții, doar la o ridicare de mână sau la un pocne din deget, dacă ne arătăm disponibilitatea, prieteni, hai să vă spun un lucru, că nu ne aude nimeni decât vreo 300-400 de mii de oameni în acest moment, și PSD-ul, și PNL-ul, și Ciolacu, și Ciucă, și aia de la USR, nu mai vorbesc despre alții, ar fi gata să vină cu valizele de bani, cu condiția să nu îi mai criticăm, să îi lăsăm în pace. Noi nu facem asta. Pentru că vă respectăm și pentru că noi vrem să trăim totuși într-o Românie pentru care am luptat. N-am avut mult succes, din păcate, am suferit cu toții, dar luptăm. Luptăm de 15 ani, de 20 de ani, de 30 de ani. Luptăm în presă pentru adevăr, câteodată nu-l nimerim, de obicei îl nimerim, dar n-am avut succes pentru că n-am putut să facem o masă critică. Dar nu ne lăsăm. N-o să vedeți la clubul de presă sau la clubul de gândire Gold oameni care să cadă sub povara bugetelor sau agenților cu bani, după cum vedeți în restul presei. Atâta vreau să zic la acest început de emisiune. Ioane, să știi că se vede excepțional. Și se și aude foarte bine și de-abia aștept să-ți faci niște pastile de dezvăluiri ca să le dăm pe platformele noastre în spate cu știrile top secret. Aici e platoul de știri. Deci da. Unde se difuzează știrile. Numai de știri. Ca să putem să le difuzăm și pe platformele pe care noi le avem, începând cu cele de la Cluj, ale NCN și Ziar de Cluj, Liviu Alexa și el. Nu voie să spun ceva, că uite, pe urmă uit și țin mărții să mai spun ceva. Apropo de presă și ce reprezentăm noi. Dumne, eu sunt în presă după Revoluție. Nu m-am făcut rănit, eram critic literar, aveam alte preocupări. Însă, în anii cei mai buni ai presei de după Revoluție, erau mari ziariști, cei care sunt și astăzi. Ori, alături de noi, în acest club Gold, dumne, sunt așa. Bogdan Comaroni, care a fost la Ziua, am fost colegi la Ziua acolo. Liviu Alexa, care avea revista, aveam împreună cu Liviu Man, aveau nou de la Cluj, pe vremea când eu aveam cartelul de la Craiova. Liviu Man, și Liviu Man este colaborator al nostru, nu este săptămânal, dar Liviu Man e tot timpul alături de noi. Da. Sorin Roșca Stănescu, de ce am zis, și îl avem prieten pe cel mai important jurnalist român, Ion Cristoiu. Adică, dom'le, noi numai cu acest lucru, și sigur sunt și toți ceilalți, și Purice, și toți ceilalți care sunt de aici. Dar gândește-te că aceștia pe care i-am nominalizat acum, dacă ar lucra la un ziar sau la o televiziune, ar rupe audiențele, pentru că sunt cei mai buni. Sunt cei mai buni. Eu îți fac o mărturisire de credință. Îl consider și maestru meu în materie de presă, cu el am început și presa, după domnul Ion Cristoiu, dar cel mai bine m-am simțit în presă cu Sorin Roșca Stănescu. Adică la Ziua acolo, am trăit cea mai frumoasă perioadă din viața mea de jurnalist, deci am fost director de televiziune, de radio, de ziare, nu mai vorbesc. Da? De Sorin Roșca Stănescu, cu Ziua atunci, făcusem un ziar și eram și ăștia acum, că mă, dacă l-am văzut și pe Pătrușcă și pe, că Pătrușcă am înțeles că scriu și fiecare pe undeva, pe Pătrușcă și pe
Cum Aron era cu voi atunci? Da, sigur, sigur că am zis în grupul de la ziua. Dacă l-am avea pe Pătrușcă și pe Răzvan Savaliu, gata, deja s-ar teme toată lumea. Adică, pe cuvântul meu de onoare vorbesc foarte, foarte serios. Răzvan, vreau să fac două precizări. Răzvan Savaliu este în Consiliul de Onoare la Clubul de Presă. Da. El a venit alături de noi. El m-a rugat, ce bă, n-am subiecte săptămânale să pot să mă exprim. Iar Ion Cristoiu este membru fondator al Clubului de Gândire Gold, dar din cauza contractului cu Adrian Sârbu pe care îl are, el nu se poate exprima. Oricum mă bucur că s-a nimerit astăzi, când vorbim foarte mult despre presă și libertatea de presă, să-l fi declarat omul zilei pe Ion Cristoiu. Foarte pentru, bună zilea. Pentru 10 ani de Cristoiu. La fiecare top îl nominalizezi și eu, faptul că o faci și tu. Eu zic că e o chestiune de respect și de respect la noastră față de noi, că mereu îl ținem pe domnul Cristoiu acolo unde este locul, pentru că, încă o dată spun și acum, simpla prietenie cu dumnealui este o onoare. În ce mă privești? Sunt convins că și tu, care ești prieten de parte. Noi avem o prietenie, din când în când nu vorbim, când avem păreri diferite, dar niciodată nu ne-am certat. Da. Și de multe ori avem păreri diferite, nu e aia problema. Dar uite, asta de asta vreau să spun, eu am privit cu reticență clubul și acum mai am eu așa niște rezerve față de Clubul de Presă. Dar nu nimic, că... și Liviu Alexa la fel, să știi. El din când în când se enervează, dă cu copita, dar asta e viața, domne. De multe ori, unul care dă cu copita e posibil să aibă dreptate și ne întoarce de pe un drum greșit. E foarte important. Trebuie să înțeleagă și fără noștri trebuie să înțeleagă chestia asta. Să nu fie încăpuținați. Dacă n-ar fi așa, am greșit și nu ne-am dat seama că am greșit. Pe când așa, tu poate ai o părere, eu poate am altă, nu-i problemă. O discutăm și mergem mai departe. Dar, într-adevăr, de asta vreau să spun că nu e vorba de faptul că aparținem acestui club de presă și ne lăudăm între noi, că mie asta chiar nu-mi place. Dar cei care ne ascultă și ne văd trebuie să înțeleagă că mulți știu ce făceam noi acum 30 de ani în presă, ce reprezenta presa atunci. Unii nu, că s-au născut după sau erau prea mici atunci. Totuși, suntem niște oameni care au marcat istoric presa din România. Iar acum când nu mai avem presă, că asta e, din nenorocire, nu prea mai avem presă și mai ales presă de investigații, cu atât mai important este ce s-a întâmplat în urmă în anii aceștia 30 și meritul celor care au rămas așa. Pentru că, uite, și Liviu Alexa la fel. Nu mai vorbesc de cei mari de toți, roși ca tu, care ați condus instituții mari de presă, vă puteți îmbogăți foarte ușor. Toți suntem mari pentru că am rezistat. Vreau să mai spun un lucru și după aia trecem la subiectul foarte tare al comasărilor de care ne-am înțeles că vorbim și tu ești foarte doritor și pregătit să-i faci praf pe ăștia cu batjocura, mascarada, după cum am zis eu. Noi am rămas, ăștia doi pe care îi vedeți acum, ăla dinainte, Alexa, ăștia din Clubul de Gândire Gol, din Clubul de Presă, am rămas cumva în trend. Am rămas vizionați pentru că, în ciuda unor greșeli pe care le-am mai făcut și noi din când în când, nu ne-am bătut joc de meserie și asta, prieteni, să știți că am făcut-o din orgoliu profesional, dintr-un patriotism, așa cum l-am înțeles fiecare, și din respect pentru voi, pentru faptul că am înțeles că dacă spânul e mare, ăla e mare, eu sunt mare, nu știu ce, vă datorăm acest lucru, iar noi vă mulțumim în felul nostru, nu vă mulțumim sau vă pupăm sau să vă facem ceva, spunând adevărul, luptând pentru adevăr, fiind oameni incomozi. Pentru că dacă să, și o să vedeți în emisiunea asta, dacă se poate spune ceva despre Ion Spânu, se poate spune cu siguranță că este extrem de incomod. Ioane, hai să incomodăm pe ăștia cu comasările, hai să începem să trecem, să intrăm în subiect, că după aia mai rotunjim niște lucruri. Da, ce fac ăștia cu mascarada? Ce fac ăștia cu mascarada? Ai mai pomenit așa ceva, așa bătaie de joc la adresa opiniei publice? Nu, și aș vrea să și punctăm câteva chestiuni. În mai multe țări din Europa, din Uniunea Europeană chiar, se și organizează niște comasări din astea. Se fac niște comasări. Ele sunt pe de-o parte logice, dar ele nu pun în pericol
democrația și mai ales ideea de alegeri libere. La noi însă asistăm la, de fapt, chestiunea care este înfiorătoare, care ne dă fior tuturor, este că în, cu subiectul acesta sau pe sub pretextul alegerilor comasate, atât PNL cât și PSD arată că își bat joc de opinia publică pe față. N-au nicio rezervă. Ei sunt siguri că pot să facă orice. De ce? Păi cum adică? Noi nu știm că miza lor e bătălia între ei pentru postul de președinte al României sau pentru a împiedica, fii atent ce formulare, pentru a împiedica AUR să câștige un procent mai mare decât l-ar obține în mod normal. Așa ceva, adică să salvezi PNL-ul ca să, prin alegerile astea comasate, să obțină un scor mai mare decât AUR și să nu apară ideea că AUR a devenit al doilea partid în România. Ori așa ceva să face în fața opiniei publice, să-mi spună mie vectorii de imagine de la PSD. De ce nu le mai pasă? Scuze-mă, de ce nu le mai pasă? Înainte vreme, acum 25 de ani, acum 20 de ani și acum 10 ani, mă le mai păsa. Erau mai cu fereală. De ce nu le mai pasă de opinia publică omului? Din două motive. Unul, atunci era presă. Ori atunci, dacă se întâmpla acum 20 de ani așa ceva, amintește-ți ce s-a întâmplat cu Ion Iliescu după ce îi spunea jurnaliștului de la Constanța, de la Contrast, că vorbim de relația politicului cu presa, când i-a spus mai animalule. Adică o chestie care acum l-ai văzut pe actualul președinte al Camerei Deputaților interimar, la Simone Isel, acum îl jura pe George Simone de la tribună. Deci acum nu le mai pasă. Pe de o parte nu mai e presa aia care să-i îngenuncheze și în al doilea rând au informații că poporul a redevenit ca în anii lui Ceaușescu, cu minte, ascultător și mai ales fricos. Ăsta e motivul. Altfel, serios, să faci astfel de chestiuni e îngrozitor. Pentru că omul, mai devreme sau mai târziu, nu știu, parcă asta vorbeam când vorbeam de dimineața la un telefon, chiar ne vorbeam despre treaba asta. Dom'le, ăștia își bagi pe față. Pur și simplu. Nici nu se gândesc, bă, dar ce zice omul ăla? Dar, în același timp, cum am văzut la un domn din Pitești, am spus despre un domn, Ion Marin, nu l-am cunoscut în viața mea, dom'le, a intrat la un post de televiziune, și e umilit pur și simplu pe toți specialiștii care erau în platou. De ce? Pentru că omul avea sentimentul că el are dreptate. Chiar dacă erau mai mulți și vorbeau chiar despre comasat. Răspunsul ăla care cred că le-a dat fiori pe cuvânt. Dom'le, oricât v-a schinui, 20 dacă ați fi în platou și specialiști, eu vă spun foarte clar, eu votez AUR. Deci e clar că e momentul acela foarte important, mai ales în preajma alegerilor, când omul nu mai are nevoie să fie convins de celălalt că ar fi mai bun. Deci acum deja cei care, adică cum să, s-au radicalizat cei care au opțiuni politice, că e PSD, că e AUR, că e PNL, nu contează. Deci aceasta e o perioadă importantă, sper ca partidele să profite de această situație, că este un moment foarte, foarte important, pentru că aceste alegeri comasate, numai în două vorbe, să reamintim că oamenii deja cred că au înțeles. Dumnezeu, să pui alegerile locale cu alegerile europarlamentare e o prostie imensă, pentru că la alegerile locale votează ăia din localitatea respectivă, nu e cu liste suplimentare, eu sunt la ea și votez eu pentru primarul din Creva. Nu există așa ceva. Ori, un om care are dreptul să voteze la europarlamentare ar trebui să primească un buletin și vă rog să rețineți, stimați ascultători, telespectatori. Deci, un craiovean care se duce la Iași, el trebuie să primească numai un buletin pentru europarlamentare. Dar vă garantez că nu va fi așa. El dă buletinul, are dreptul la europarlamentare, dar va primi cu certitudine și un buletin pentru alegeri locale de la Iași. Deci, el nu are dreptul să voteze acolo. Cu alte cuvinte, se pregătește și o mare fraudă. Deci toți cei care vor vota în altă localitate decât ei și care sunt pe mână cu partidele, cu sistemul, cu cine vreți, pot să voteze deși n-au dreptul pentru un anumit partid și vă garantez, frauda va fi majoră. Cei care sunt în secții de votare ar trebui să fie atenți la chestia asta. Dacă vreau să vreau să te întreb ceva. Da? Uite, Ion Spânu scanează mintea românilor, acum live la Gold FM.
Care poate să fie efectul că unui român, care în proporție de 70% românii, peste 70% sunt total antiguvernamentali, nervoși, supărați că participă sau nu participă la vot, dar din aia care participă la vot. Care poate să fie efectul că acestor oameni supărați le dai un buletin de locale în care să zice, mai să lăm Craiova. Bă, luați buletinul de locale și votați-o pe Lia Olguța Vasilescu. Ok. Luați un buletin de europarlamentare și votați pe cine vreți. Care este efectul asupra lor? Cam înțeles. E Olguța Vasilescu, a făcut treabă, e unul din primarii care nu știu ce, se va alege din nou. Bă, da, omul revoltat. Bă, pune-te în loc omului. Cum va reacționa ăsta? Zice, mă, voi vreți să mă păcăliți. Da, mă, o votez pe Lia Olguța Vasilescu. Bă, da, de-al dracu pe voi, pe PSD, nu vă votez, că nu vă vreau la guvernare, nu vă vreau în Parlamentul European, sau, din potrivă, ce mă, o votez pe Lia Olguța Vasilescu și asta e, vă votez și pe voi, eu craiovean de la PSD, că ne-ați reprezentat bine în Parlamentul European, că sunteți de acord cu LGBTism. Care e efectul, Ioane? Sigur că întrebarea mea e retorică. Care e efectul? Unii vor face probabil așa. Bă, dacă votează Lia Olguța, va vota și partidul. Poate că da. Dar cei mai mulți își păstrează opțiunea pe care și-au format-o în ultima perioadă. Iar după părerea mea, Marcel Ciolacu, speriat, îngrozit de faptul că ar putea să piardă oportunitatea de a deveni președinte, să se laude acasă la prietenă, la fosta soție, la cineva, domnule, am ajuns președinte României, nu-și dă seama, realmente nu-și dă seama că este un vector care trage partidul înapoi. Dacă aceste sondaje de la PSD, de la partid, ar fi cunoscute, domnule, nimeni nu s-ar mai duce chiar așa spre PSD. De ce? Pentru că domnul Ciolacu are scoruri foarte mici în comparație cu partidul și mult mai mici decât se spune în spațiu public. Eu spun numai de aici, de la Craiova, Lia Olguța Vasilescu are foarte mari șanse, pentru că în Craiova chiar se simte acest ultim mandat al ei este strălucitor. Cel mai departe de mine să o laud pe Lia Olguța Vasilescu. Eu am vizitat Craiova în diferite perioade. Am vizitat și restul orașelor unghiulare ale României în diferite perioade. E important ce spun, că avem ascultători de peste tot din țară. Am vizitat Constanța în diferite perioade, am vizitat Timișoara în diferite perioade, am vizitat Clujul foarte des, am vizitat Oradea, am vizitat Iașu, Brașov. Da? Le știu pe toate. Dom'le, hai să le iau așa. Constanța a decăzut total, asta e viața, de când Mazăre, atât de hulit, s-a dus la pușcărie. Asta e viața. Timișoara a decăzut total în ultimii 12-15 ani, pe rând așa, de când fel de fel de primari populiști au ajuns acolo. Nu mai e Timișoara aia de la început de 90, dezvoltată, pac, Occident, chestii, magazine, că ai fost și tu, că e aproape, ai făcut tură la Timișoara. Era celebra navetă Craiova-Timișoara și craiovenii se duceau acolo. Și de la noi, de la Cluj. Oradea a fost îngropată vreo 15 ani. Asta e viața. Mi-e ciudă pe Bolojan că joacă cu statul paralel, cu Coldea, cu ăștia. Băi, frate, dar orașul ăsta a evoluat, nu mai e la fel. Este altceva. Este un orășel de tip vestic, pus la punct. Mă duc, ok, dar vin la Craiova. Craiova, cu tot populismul care a fost acolo, primii 15-20 de ani, de după 1989, mergea din rău în mai rău. Cocioabe, dărăpânături, drumuri stricate, mafie, mizerie, bețivani, parcurile alea distruse. Superbele parcuri. Nesiguranța cetățenilor, care seara era dezastru pe stradă. Se pusese eticheta vestul sălbatic, adică nu te mai puteai duce. Da, se pusese eticheta vestul sălbatic al României. Ca să vin acum, să spun da. În Craiova, astăzi când te duci, casele
boierești frumoase sunt renovate, unele sunt transformate în hoteluri, parcurile sunt curate, mai mare dragoste plimbi în ele, orașul este curat. Sunt probleme cu traficul din cauza centurii pe la margine pe acolo, dar se vede că se lucrează. Deci, revenind, primarul, hai să o dăm la o parte pe Leon Guța Vasilescu acum. Primarul ăla PSD sau PNL, că am dat și PSD-iști și liberal ca exemplu. Cam cât la sută crezi că tractează el la zăpăcirea asta din electorat? Cât se așteaptă Iohannis sau Ciolacu sau mult mai puțin? No, zic așa un procent de 0,5% ca să nu, că vor mai fi 10, 20, 30, activul de partid, PSD, dar ei votează PSD că au convingerea că PSD, nu în funcție de ce fac ei acum, ci că așa s-a întâmplat și acum 4 ani și așa este, Craiova a fost un oraș roșu. Totuși, acum, să fim foarte bine înțeleși, ceilalte partide la Craiova n-au trimis un contracandidat. Până acum, PNL-ul de pildă era inexistent sau de-a dreptul penibil în alegerile locale. E posibil să găsească pe cineva, nu știu pe cine, dar ce vreau să spun este că în Craiova, de pildă, sunt radicale opiniile, nu depind de comasare. Că asta este întrebarea ta, dacă comasarea aduce ceva în plus. Nu! Da. Nu depinde. S-ar putea PSD-ul să câștige așa cum a câștigat de atâția ani în Craiova. Dar nu din cauza comasarilor. Eu cred că prin această comasare pierd procente. Pentru că oamenii nu sunt așa de proști cum crede domnul Ciolacu. Domnul Ciolacu, de pildă, acum se vede, s-a dus în Italia, vorbește cu papa. Azi l-a văzut pe George Simion că s-a dus la papa de-aia. E clar că el are o campanie prezidențială, ceea ce nu e în regulă, urmează o campanie pentru locale, așa ar trebui, sau pentru europarlamentare. Deci, nu numai că a furat statul ăsta, hai trebuie că meargă. Dom'le, dar să faci din campania PSD un campanie pentru tine, ca să fii președinte? Deci, declarația lui de ieri este șocantă. Eu cred că dacă poporul gândește... La care te referi? Aia în care a spus, dom'le, dacă PNL este de la guvernare, îndepun mandatul. Ia, sunt curios să vedem cum o interpretezi tu. Eu am zis că el vrea să strice căruța în mijlocul drumului pentru că a văzut că Iohannis vrea să-i tragă pe sfoară. Păi, ce, domnule, așa a făcut USR-ul acum 2-3 ani de zile. Așa a făcut USR-ul. Hai, mă, lasă că tot rămânem noi. Și azi ne retragem. Curios interpretarea ta. De USR-ul, de ce așa a făcut? Dar noi ne retragem de la guvernare să forțeze mâna PNL-ului că avea nu știu ce conflict atunci pe anumite legi. Ei, și a zis dintr-o dată domnul Iohannis, ia plecați. Și au plecat și au rămas cu gura căscată și fără acces la bani. Da? Și mai ales au ales prin niște dosare penale. Și așa a ajuns PSD-ul partid de guvernare. Să nu uităm că n-au avut un program în anul 2020 că vom guverna împreună. Din contră, în 2020, după cum știe toată lumea, era chestia PSD, plăcuța suedeză, știm foarte bine. Da? E, iată că se poate întâmpla. Deci dacă domnul Marcel Ciolacu, e a doua oară când vorbește de demisie. Da? Odată, dacă George Simion câștigă alegerile europarlamentare și dă demisie, așa cum, dacă PNL se retrage. Eu zic că deja au oferit două argumente ca să plece. Da? Oricare din astea se poate întâmpla. În legătură cu chestiunea aceasta cu demisia lui și retragerea PNL, opinia publică trebuie să știe că această chestiune a fost anunțată nu de PNL, ci de Cosmin Gușe. În emisiunea de la Realitatea, acum câteva zile, mult înainte de povestea asta, da, lor, Cosmin Gușe a lansat o chestie la care eu am zis, hai că aici exagerez. Așa am zis eu. Cum naiba să se retragă ăștia de la guvernare, că e vorba de ciolan aici, de avantajul de a intra în campanie, la putere și așa mai departe. Și nu cred eu că sunt ei așa de tâmpiți. Și pac, vine domnul Blaga, aruncă bomba în ședința lor de la PNL și automat vine reacția PSD. Deci, ce înseamnă asta? Fie că Cosmin Gușe a avut informații, n-am avut. Fie că, am avut fie că o analiză lucidă a situației a dus la această concluzie, că mie astea îmi plac cel mai mult. Când în baza unei analize ajung la o concluzie incredibilă, dar care se întâmplă. Asta e partea cea mai frumoasă din analizele politice, astea care îmi plac. Bun, ce înseamnă povestea asta? Nu înseamnă nimic altceva decât ce spuneam și mai devreme,
că de fapt nu mai există un interes național, adică apărarea democrației, apărarea ideii de alegeri libere, alegeri fără implicări exterioare sau să introduci interesul personal împotriva interesului general. E, asta înseamnă nimic mai mult. De ce? Păi în momentul în care tu zici alegeri comasate ca să obținem noi ăia de la putere niște avantaje, deja se pune problema una dintre cele mai periculoase într-o democrație, ca partidele de la putere să folosească puterea pe care o au împotriva opoziției. Ei nu luptă acolo împotriva cuiva, nici măcar unii împotriva altora. Nu, împotriva opoziției. Deci, Cosmin Cușe, când așa ceva se întâmplă, țara aia nu mai are legătură cu democrația. Cum trebuie să decizi? Suntem acolo? Ioane, suntem acolo? Da? Noi suntem acolo? Exact. În punctul ăsta în care nu mai avem legătură cu democrația? Da, exact. Ca să facem legătură, de unde am pornit, vreau să le aduc aminte celor care ne urmăresc ca să nu piardă șirul. Am pornit de la ideea lui Ion Spânu că această mascarada comasării era de neconceput în urmă cu 15, 20, 25 de ani, că atunci când democrația totuși era funcțională, bat jocura la adresa populației cu comasările astea. Și acum Ion Spânu vine și spune, dom'le, nu numai asta la imagine, dar și la nivel de procedură politică și administrativă, da. E clar că nu mai avem legătură cu democrația. Asta e concluzia ta din comasării. Da, păi hai să luăm elementele care s-au întâmplat, ca să înțelegem foarte bine. Dom'le, atunci când PNL și PD au descoperit că ar putea să lucreze împreună, s-a întâmplat fuziunea. Nu chestii de ăștia, guvernăm unii un an, unii doi ani. Deci au fuzionat cele două partide. Absolut legal, absolut democratic, fără probleme. Acum au ajuns la concluzia că nu mai e nevoie de așa ceva. Dom'le, putem să fim, unii pot să fie fasciști, ceilalți de extremă stângă. Dar nu contează. Au transformat totul într-un scop mestin, care înseamnă putere cu orice preț. Asta e groaznic pentru democrație. Nu putere cu orice preț. Nu, pentru că așa orice dictatură are justificare. Vrem putere, putem să împușcăm opoziția. Numai atât ne lipsește. În momentul în care au avut parlamentari de la PD și de la PSD și PNL, nu greșisem, de la PD era bine cum zisesem, da? Îi aud că AUR este un partid extremist, tu ne zic, nu suntem sănătoși. Adică tu, parlamentar român, să spui că în Parlamentul României există un partid fascist, extremist și să nu-ți dai seama că în momentul ăla țara aia ta e văzută foarte prost. Deci ceea ce fac ei prin comasate, asta fac. Nu contăm decât noi. Iar chestiunea asta, să iei tu măsuri împotriva opoziției, știi ce cred eu că se va întâmpla? Domnul Iohannis, cu tot sistemul din spatele lui și cred că și într-o cârzășie cu domnul Ciolacu, nu am zis cu PSD, ci cu domnul Ciolacu, ei pregătesc ceva. Și știe, cred, și domnul Ciolacu. El când a venit de America, știi că e la tine în emisiune, am venit cu ideea că de la, din America domnul Ciolacu a primit indicația să nu fie el candidat, să fie cineva, focul, proiectoarele fiind pe Jean atunci. Ai văzut că s-a întâmplat acum zilele trecute, că vreau să mă laud un pic și emisiunea ta. În emisiunea ta, când a venit domnul Ciolacu de acolo și gata, toată țara vorbea, zic, gata, domne, vine Joana, nu mai e Ciolacu candidatul PSD. Eu atunci am spus că este respins de PSD. Prima dată veni la Creva, normal că el a fost candidat la Creva. Nu numai, ne-ai povestit și cu finul lui, da. Nici măcar finul lui Florentin Gust, nu e nume celebru, dar cei amatori de politică îl mai știu. Da, are și el. A renunțat să îl sprijine pe Joana. Dar vreau să mă duc un pic mai în față, pentru că ai făcut un preambul, ai fost foarte mirat când Ciolacu a fost în vizită la Craiova și ai fost angrenat în programul vizitei lui, că v-a dus cu Dubița dintr-o parte într-alta să participați. Ai fost foarte mirat și ai povestit aici de un spirit foarte ciudat care l-a cuprins pe Ciolacu dintr-o dată, un spirit de a nu da socoteală, un spirit de a escamota, un spirit de a minți, de a se ascunde spatele unor. Ne-am prost, cum se spune, din păcate. El a fost preambulul. Pentru că tu până atunci ai dădeai niște chestii, spuneai, dom'le, hai să-l vedem și pe ăsta, că e de stânga, e destul de calm, parcă e mai normal.
în contrapondere cu Iohannis, nu vreau să explic trecutul, da, că totul s-a întâmplat în ultimele 6-7 luni. În contrapondere cu Iohannis, tu ziceai, mă, hai să vedem că țara trebuie să funcționeze, să vedem cum e asta. Când l-ai văzut la Craiova față în față, când ai simțit cum fuge de responsabilitate și de întrebări, ai devenit foarte circumspect și critic și apoi l-ai monitorizat în Statele Unite și ai venit cu concluzia că omul a venit foarte cătrănit de acolo, neavând un răspuns clar. Mai departe. El de atunci a încercat să facă eforturi colosale, să se legitimeze că el e cel mai bun candidat. N-ar trebui să uite că americanii n-au privit cu ochi buni atitudinea lui față de John. L-a luat la mișto în ultimele zile, știi foarte bine despre ce vorba. Însă, ce nu se așteaptă populația? Pe acest fond există un om care, culmea, în această situație vrea să fie factor de echilibru. Se numește domnul Iohannis. Aici, analizele tale am văzut și una dintre motivele pentru care voi trage concluzia asta, pe care voi imediat o spun, reprezintă chiar analizele pe care le-ai făcut, foarte corecte în legătură cu stadiul actual al bătăliei politice. Adică, domnul Iohannis, după părerea mea, îi lasă, nu întâmplător, Vasile Blaga, acum două zile parcă, a spus că ar trebui să ieșim de la guvernare. Nu întâmplător, exact la vreo două, trei zile după ce lansase tu chestiunea cu ieșirea de la guvernare, și-a aruncat această chestiune care, culmea, cu voce, nu cu informații din interior, cu vocea lui Blaga, a apărut public. Bun. Și asta zic eu că Blaga nu îndrăznea să facă o chestie de genul ăsta, că are multe probleme. Dar eu am înțeles imediat în acea declarație că era vocea domnului Iohannis. Cu inteligența artificială s-a modificat, glumesc. Bun. Adică, stai un pic, paranteză. Deci, prieteni, Ion Spânu ne spune acum că buldogul nu-i deloc buldog. Că buldogul, așa cum a făcut și lângă Bătescu, de fapt în public e buldog, dar schelele e lângă stăpân, că de frica dosarelor spune ceea ce trebuie, doar să încruntă la televizor și după aia merge și ia osul de la stăpân. Asta se înțelege, nu închid paranteză. N-a făcut de cap, ce a făcut-o clar. De ce? Pentru că acum domnul Iohannis are, acum, ca să se înțeleagă bine, acum domnul Iohannis are posibilitatea de a interveni. Pentru că altfel cu vizitele lui prin străinătate, cu lipsa din spațiu public, n-ar fi avut credibilitate și lumea întreabă, bă, de ce? Acum ai ieșit tu să spui ceva? Păi până acum o lună ce puteai, că te plimbai prin țările exotice. Dar acum, pentru că există această dispută între PSD și PNL, amintește în ce spunea la Strasburg, că acum, în ultima lui declarație, la Strasburg, nu cred că e bine, așa zicea, nu cred că e bine cu comasate, deși partidul lui le vrea. Deci nu le vreau eu, le vrea PNL-ul, nu? Ar fi bine să fie România să aibă un președinte și, sau chiar o președintă, accentuând în stilul său. Da? Ca să-l audă aceste... Soros. Să-l audă Soros. Domnul Soros, mă auzi că am zis de președintă, domnule. Am zis, am executat ordinul, domnul Soros, am executat ordinul. Și acum noi tragem concluzia. Și concluzia mea aceasta e. În zilele următoare, în perioada imediat, că nu mai e timp. Nu mai e timp. Dacă nu le fac săptămâna asta, la revedere, dacă n-au decis. Nu mai e voie. Bun. Da? Și va veni domnul Iohannis. Și după părerea mea, o să-i liniștească pe toți. Pentru că va veni, cred eu, nu cu cineva de la PNL, că n-are cu cine, ci va veni cu ceea ce nimeni nu mă crede, dar eu așa cred, că va veni cu propunerea Laura Codruța-Chiove și o acceptați, domnul Ciolacu se aude. Dar domnul președinte, cum să nu? Dar eu ce fac? Lasă că rămâi, poate primești tu, poate. Hai că asta e culmea, adică tu ne spui, domne, dușmanca lui, sugerată prin chestia președintă de acolo de la Bruxelles, că era lângă biroul ei când făcea declarațiile pe acolo, la Strasburg de fapt, dar nu contează, să vină să fie susținută de el. De ce? Pentru că așa vrea Soros, șeful lor al tuturor. Și Soros îi zice, băi, Claus Iohannis. Dar nu e generic așa pentru toate influențele. Da, da. Cum zicem și Coldea, că noi când zicem Coldea, înțelegem securiștii rezerviști, nu doar Coldea. Când zicem Soros, înțelegem CIA, înțelegem fel de alte lucruri. Toate structurile, da. Așa. Și tu zici, dom'le, vin ăștia și îl pun pe Iohannis, bă, tu vezi de treaba ta, vine Laura Codruța-Kövesi și te bagi cu PNL-ul și cu USR-ul în spatele ei la candidatură.
Și PSD, și PSD. Tot să fie, ca să-i bateți pe suveraniști, că numai așa puteți să-i bateți pe suveraniști. Exact, exact. Să aliniezi pe toți. Păi da, Cosmin, că motivul cel mai tare este ăsta. Ea e singura, am mai spus săptămâna trecută, dar acum o spun mult mai argumentat. Motivul e simplu. Laura Codruța Chioveș e singura care, cu certitudine, îl bate pe Simion. Pentru că se aliază tot ceilalți la ordinul lui Iohannis via sorți. Da. Și acum, acum ne spui mai mult și mai clar. Că da, fii atent, argument completez. Noi știm foarte bine că atunci când e vorba de influențe externe, noi avem două chestii. Secretariatul de Stat american, da? Da. Cu tot sistemul. Și Uniunea Europeană, da? Da. Păi când americanii au venit să-l impună pe domnul Joană, care e secretar general adjunct, domnul Marcel Ciolacu a zis nine? Nu? A zis nu! Sunt eu! Și acum vine un european, bă, nu l-ați vrut pe Joană, o luați pe Codruța, că ea e locul 2, acum a propusă de noi, ori Codruța Chioveși, să nu uităm, că da, cine uită asta greșește fundamental. Poate nu va fi Codruța Chioveși, dar cine uită acest amănunt pe care îl voi da acum, greșește. De ce? Păi Codruța Chioveși a câștigat ăla, competiția aia pentru procurorul european împotriva unui franț și unui nemț. Adică a câștigat ea, nu a fost impusă împotriva unui franț și unui francez și a unui nemț. Hai să fim serioși că asta nu câștigam vecii vecilor să se retragă nemțul să-i facă loc Codruței. Dar ei știau foarte bine, lasă-o pe aia că aia nouă nu ne face nimic, dar execută ordinele perfect. Are exercițiul lui Băsescu. Ori acum, ei prin trimiterea lui Codruța Chioveși, sigur sugerată public de către domnul Iohannis, vor dobândi o influență cum n-a avut niciodată niciun lider în România la sugestia marilor puteri. Și asta se și vrea. Adică aici chestia aia că se luptă pentru bunăstare. Hai să facem așa o formulare de o frază ca să înțeleagă lumea, că după aia vreau să trecem la treaba cu Teodosie pe care noi tot vrem să-l salvăm. Și domnia asta nu pricepe acest lucru, deși l-am spus de nu știu câte ori public și privat și l-am transmis. Deci tu zici așa. Iohannis este obligat să o propună pe Laura Codruța Chioveși și drept candidat. Și interesat. Și ca urmare va intra în acest echipaj de susținere a Laurei Codruța Chioveși și PSD-ul, pentru că nu este suficient PNL-ul și USR-ul ca să-i bată pe suveraniști. E nevoie de toți ca să spere că ar putea să, deci vine următoarea mea întrebare, să spere că ar putea să învingă candidatul suveraniști. Acum vin și te întreb, Ioane. Scenariu, că e scenariul tău acum. Mergem pe el, vedem, da? Ne uităm în următoarea perioadă dacă se va confirma. Laura Codruța Chioveși, da? Susținută de către toți ăștia. Va fi suficient ca să bată candidatul suveranist, pe care noi astăzi presupunem. Sunt mai mulți acolo, dar noi presupunem normal că e Simion, că e președintele partidului, asta e viața. Nu contează că sunt mai mulți. Că e Puric, că e nu știu care, acolo mai sunt. Nu contează. Sunt mulți. Adevărul, dacă îmi dai voi o scurtă paranteză, este surprinzător și astăzi l-au luat pe Ciuhodaru. Foarte bun. Foarte bun. Bravo, foarte bravo lui. Da. În acest moment, AUR are un grup de vreo 10-12 oameni în partid, foarte puternici, credibili și, într-adevăr, sunt niște chestii importante. Mai puțin Ramona Bătescu, care astăzi defilat de mână cu Marcel Ciolac. Ce rușine! Băi, eu am presupus de la început, pentru că asta a gravitat pe lângă tot, de la Tăricianu, de s-a zvonit că e amanta lui, până la respectiv. Acum te întreb. O lăsăm la o parte pe Ramona Bătescu. Va fi suficient susținerea acestor partide pentru Laura Codruța Chioveși pentru ca să-l bată pe Simion sau dimpotrivă mai tare se vor îndârji suveraniștii? Nu, eu cred că nu. În lume va fi de ajuns să spună îi punem noi la punct pe ăștia. Și Cosmin Gușe, ne-am întrebat și împreună și la telefon, dar ne-am întrebat și în emisiune în direct. Ce înseamnă arestările alea? Și a lui Tudorache, sau cum îl cheamă pe ăsta de la Buzău, că nu știu, Ilie Pintilie, cum îl cheamă pe ăsta, de arestat acum pentru
De la Naiv. Președintele Consiliului Județean. De la? De la Buzău. De la Buzău. Nu e arestat. Sau de la Plăiești, de unde n-ai vezi? De la Plăiești. A, de la Plăiești, Dumitrescu, Iulian Dumitrescu. Dumitrescu, așa, Dumitrescu, da. E, și arestat Dumitrescu și-a luat de la PSD, care era tot președintele Consiliului Județean. Chiar de doi președinți pe Consiliul Județean, unul PSD, unul PNV. Și ne întrebam, de ce anunță chestia asta? Sigur că multe lucruri înseamnă și introducerea din nou a binomului DNA, cu cine mai fi acum în viața politică și așa mai departe. Dar observi că acum apare și altceva? Nu cumva asta înseamnă pregătirea terenului pentru aducerea zeiței? Zeița dreptății vine. Păi dacă ea va veni și va spune, vă garantez... Iar, uite, ce dracu am astăzi, mai paranteze în paranteze. Zi, zi, zi. Acum, în ultimul interviu pe care l-a dat, ziarului Politico, parcă, da. Codruț Acivă și are un mesaj surprinzător. Când era în România, înțelegeam, dar acolo, de la Uniunea Europeană, se face așa, și a zis, nu dormiți liniștiți. Domnule, un mesaj de Torquemada, de Călău. Da, de Călău. Dar a făcut în conjurul planetei. Ei, cu ăsta, cu ăsta în România, știi cum uită oamenii de, și de Joană și de Ciolacu și de toți și de George, Simeon, uită de toți pentru că populația are o nevoie acută de a încerca să schimbe ceva. Și vor zice, păi bă, e mai puternică Codruța Chiuveș și decât George Simion, că aia are expertiză în arestări, în chestiile astea. Ăsta va fi motivul pentru care am spus, ăsta e motivul pentru care am spus că e singurul om care îl poate bate pe George Simion, sigur, cu implicarea sistemului, că altfel nu se poate, este Codruța Chiuveș. Deci, vă dați seama că deja s-a făcut perul pe mine, gândindu-mă că ar putea să fie Codruța Chiuveș și președinte, dar suntem obligați să analizăm lucrurile cum sunt, ca să nu ne surprindă. Deci dacă domnul președinte Iohannis va veni cu această chestiune, eu zic să ne uităm, să căutăm pașaportul prin acte, că vor veni vremuri de acest lucru. Ioane, uită-te la mine, eu m-am bătut cu Chiuveș și cu Coldea când conduceau România, când erau... Și noi nu eram atât de uniți atunci. Nu plecăm, ne lăsăm. Am zis noi așa, să ne dăm și de capul. Dar noi lăsăm. Fii atent ca să te distrezi, că după aia vreau să intrăm, să nu ratăm subiectul cu Teodosie, că sunt foarte mulți călugări, preoți, episcopi, chiar și mitropoliți care ne urmăresc în momentul ăsta și așteaptă subiectul. Dar le face bine și cu politica. Am primit multe mesaje de azi dimineață. Numele de cod al Laurei Codruța Chiuveș și în toate informările SRI-ului este Bruta. Deci, când apăreau informări despre Laura Codruța Chiuveși în timpul lui Băsescu, în primul mandat, în al doilea mandat, în timpul lui Iohannis, nu apărea numele Laura Chiuveși. Zicea, Bruta s-a întâlnit cu Bruta. Deci Bruta este numele ei de cod, ca să știi, să ții minte. Da, Bruta este numele de cod la SRI. Are de tot, da. Are. Și ca să te pun pentru o frază, aș vrea să-mi dai un răspuns. Părerea mea nu e la fel, că l-am ironizat ieri pe Ciprian Purice, pe confratele nostru, care insistă cu ideea Eduard Helvig, candidat comun PSD-PNL, și eu am spus că e foarte departe de adevăr. Vreau să știu părerea ta. A căzut această chestie, a fost la un moment dat în discuție. Nu, n-are ambergura și n-are argumentul ăla pe care îl are Chiuveși. Serios, cei care s-au gândit la asta, că nu e ideea mea să vină Chiuveși, că eu mă înspăimânt la gândul ăsta. Nu e ideea mea. Analiza mă duce cu asta. E analiza ta. Tu nu știi așa ceva. Tu ai depistat un astfel de joc. Da. De ce? Pentru că ia să-i luăm așa pe toți pe care i-ar putea propune. Helvig e un om, tu-l cunoști foarte bine, i-a spus prieteni sau poate încă sunteți. Helvig e un tip de treabă cu care oricând poți să stai la o cafea să bei. N-am ce face, de câte ori îl criticați, eu vă las să-l criticați, că asta e viața. Și eu l-am criticat de multe ori, dar recunosc, sunt prieten cu el de peste 25 ani. Dar nu, nici prietenie. Și eu aș vrea să fiu prieten, nu l-am cunoscut. Că e un tip cu care se poate discuta. Asta e foarte clar. Da, dar el ar trebui să vină cu un mesaj. Ce să spună? Bă, vă ascultem, bă, ia mama, dracu. Faptul că nu vine îți dă dreptate ție. Stai un pic. Faptul că nu vine cu niciun mesaj îți dă dreptate ție, că este alt scenariu pe piață. Mai puternic. Este alt scenariu pe piață și el nu are voie să intervină în acel scenariu,
că poate să fie acest scenariu. Noi am zis la un moment dat că e scenariu Maia Sandu, care e de tip sorosist, e prea puțin puternică, nu e votabilă de către români, nici măcar de către moldoveni ei nu mai e votabilă. Și de fapt e posibil să fie scenariul Chioveși și pe care tu l-ai prezentat astăzi mult mai extins decât altă dată. Era bun și la Maia Sandu, numai că nu se poate trece peste faptul că Maia Sandu a intervist 6 televiziuni, a interzis într-o zi. Democrația din Moldova, nu e model pentru România, care a făcut pași mult mai mari către democrație în anii ăștia. La Moldova nu e cazul. Și de asta zic că și scenariul Maia Sandu e subțire și e chiar riscant. Adică să fim serioși, mai degrabă câștigă Ciolacu alegerile împotriva lui George Simion decât Maia Sandu. Nu, să nu uităm o chestie și te rog să lungim un pic emisiunea ca să nu ratăm această chestiune. Deci, domnule, George Simion, fii atent la o chestie, uite, nu m-am gândit până acum la asta, că nu prea m-a interesat varianta contra Maia Sandu. Deci George Simion are interdicție în Moldova. Interdicția lui, ca să știe, și în Ucraina e la fel, să știe toată lumea. Nu e că a făcut ceva, că a omorât pe cineva și ei au zis, nu, pentru că a cerut mereu unirea României cu Moldova și recuperarea teritoriului din Ucraina. Exact. Clar. Deci nu avem ce să zici, aici ar trebui să fie decorat George Simion. Ori Maia Sandu a păstrat interdicția? Păi îți dai seama cu ce forță ar veni George Simion tocmai cu Maia Sandu în această bătălie? Păi băi, femeie, eu pentru ce sunt interzis? Că tu pe lesei pe la, ai păstrat pedeapsa că a dat-o Dodon, îl păstrai pe la sub interdicție că vroia unirea cu România? Păi și tu vii să spui că vrei să fii președinte a României. Deci chestia aia pentru George Simion ar fi mai înțeles. Numai că oamenii ăștia care decid în România au această variantă. Deci Cosmin Cușe a fost Joană, ca om al NATO, președinte României. Era perfectă din punctul lor de vedere. Dar acum a fost înlocuită varianta aia, că a fost respinsă de PSD, cu varianta care să-l facă pe Marcel Ciolacu să plângă că n-a fost de acord cu Joană. Da? De ce? Pentru că vine varianta Căveșii. Iar ea are un singur mesaj. Dreptate până la capăt. Asta, dacă scoate niște cătușe, știi cum vor fi cătușele pentru... Uite, cum am amintit de asta. Știi cum vor fi, Cosmin Cușe, cătușele pentru Căveșii? Cum era cheia atunci când a câștigat alianța CDR? Da. Știi cum era cu cheia? Dacă era simplu, era cheia. Și scoteau cheile așa. Ei, acum se vor scoate cătușele. Nu te-am tratat, s-au mai spus cu mare succes pe 10 august. Când scoteau cătușele la meeting-urile de acolo ale ei. Deci, și fii atent, au ONG-urile ale lui Soros, care mereu nu era sloganul ăla, să vină Căveșii și să vă ia. DNA, să vină să vă ia, Căveșii și suntem de partea ta, nu așa erau. Ei, într-o secundă, dacă iese domnul Iohannis și spune, eu cred că ar fi bine să vă gândiți, sau mă rog, așa cum să spun, între ei acolo, ar fi bine doamna Căveșii să fie, că are șanse mari. În momentul ăla zice și domnul Ciolacu, deci domnul Ciu, că nu mai vorbesc, acceptă, dar zice domnul Ciolacu, aveți dreptate, domnul președinte, ce e să mai... Va plânge pe urmă, ducându-se acasă, el n-are puterea să se opună. Foarte clar. Bun. Și toate... Hai să consemnăm că mediașul prin Chioveșii bate de două ori Doljul, astăzi când vorbim, că îi scoate de pe hartă și pe Ciucă și pe Joană. Deci Doljul, domne, Doljul lui Spânu e bătut de mediașul lui Chioveșii, că avea doi candidați de la Dolj, pe Joană și pe Ciucă. Vreau să mergem în schimb. Da, asta e viața, să știi. Da, tare, uite că eu nu m-am gândit la chestia asta, că eu acum, prin teoria asta, tocmai i-am scos de pe listă cei doi olteni ai mei. Ai scos de pe listă doi doljeni, dar asta e adevărul, ce să faci? Da, acum să știi că e o chestie, uite, vreau să scriu neapărat despre chestia asta în zilele astea. Dom'le, deosebirea dintre Cluj și Craiova, oameni politici de la Craiova au fost puternici, inclusiv Volguța la un moment dat. Dom'le, la Cluj au făcut un grup și decideau, vor discutau. La Craiova au făcut un grup care se împrăște de tot. Adică mie mi-e greu să cred că PSD-ul n-ar mai fi avut nevoie de Lia Olguța Vasilescu, chiar de Gabriela Pire. Da? Dom'le, Marcel Ciolacu a făcut un lucru pentru care în fața PSD-ului va răspunde. Nu se poate. El a alăturat toți oamenii care puteau să fie alternativă, să fie vector de imagine. Păi, în primul rând, Lia Olguța Vasilescu, Gabriela Firea e mai controversată, dar Lia Olguța Vasilescu. Controversată, dar bună. Lia Olguța Vasilescu, atenție,
în condițiile în care România are o proporție de 60% electorat suveranist minimum. Un om care a venit în PSD de la PRM, chiar dacă s-a întâmplat acum 24 de ani. Da? E, dar știi că are puseurile, și-a păstrat puseurile alea naționaliste. Și nu era nevoie, mă, să conducă o aripă suveranistă din PSD. Da, câștiga o parte bună a electoratului, că oamenii știu că Olguța era practic purtătorul de cuvânt al PRM la vremea respectivă, unul care avea discurs. Ea venea din presă, ca și Găbicire, venea din presă. Da? Și iar n-a uitat asta, iar mai zic o dată, am avut o discuție cu Lia Olguța Vasescu, am spus aici la televizor și nu s-a supărat doamna Olguța, bravo ei, când am devalat discuția aceasta, în care dânsa spunea, dom'le, din punctul meu de vedere, noi suntem mai apropiați de aur decât de perle. Dar dacă decizia se ia la București, deci asta hai e... Hai să nu dezamăgim lumea, te rog eu câteva minute, că ne-am îndepărtat cu mult. Și am depășit. Spune-mi, te rog, cât de mare este pericolul ca Teodosie să fie înlăturat. Cum anume se desfășoară acest mecanism? Prima dată tu l-ai pus pe seama justiției. După aia, că noi discutăm de mult treaba asta, ai văzut acolo complicitatea, dacă nu a patriarhului, hai să spunem a sinodului, care n-a făcut nimic, dimpotrivă. Și ne-ai lăsat să înțelegem că acel serviciu secret pe care nu-l recunoaște nimeni, care a pus bazele entităților interne de control și pedeapsă de la nivelul Bisericii Ortodoxe Române, de care am vorbit amândoi în decembrie 2023, este cel care implementează execuția lui Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Te rog! Asta e rezumatul. Da, e foarte bun rezumatul. Bine, pe 29 februarie, adică peste vreo nici două săptămâni. Fix două săptămâni. Vom avea emisiune pe 29 februarie, în mod unic, o dată la 4 ani, va fi joi. Da, ia uite. Exact, ca să discutăm despre ce se va întâmpla. Da. Deci, pe ordinea de zi a ședinței Sfântului Sinod, există, cel puțin în acest moment, trebuie să se răzgândească patriarhul până la ziua respectivă, până aproape, dar acum există un punct care se numește caterisirea în alt preasfinției sale Teodosie. Deci nu sancționare cu n-ai voie să mănânci pește sau ceva de genul ăsta, nu. Și caterisirea asta are ca argument nesupunerea. Nesupunerea nu înseamnă, termenul ăsta e foarte vag. Ceea ce se întâmplă acum, de asta zic că este o mare măgărie ce se întâmplă, nu e nesupunerea față de patriarcă, asta nu este prevăzută în canoane. Nesupunerea înseamnă cu totul altceva în limita canoanelor. Însă, nu atât în altul a făcut această, în prea fericirea sa a făcut această chestie. Nu, a făcut-o acolo, cu această operație este coordonată de Bănescu și Gașca care l-a impus la conducerea patriarhiei, că el, nefiind preot, nefiind călugăr, el nici n-ar trebui să aibă un cuvânt așa de greu. Puteți să vorbim factorul extern, cumva? Factorul extern mai puțin decât faptul că se bucură. Nu i-au decis. Nu. Okay. E posibil, într-adevăr, ca Vasile Bănescu să aibă legăturile alea, dar ăia nu vor neapărat. Adică, măcar în chestiunea asta, nu s-au băgat atât de brutal. Sigur că ar dori ca Ortodoxia să își capete, dar faptul că Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române dă apă la moară celor care dau o lovitură de grație Bisericii Ortodoxe Române, asta e cu totul altceva. Adică nu am ce să fac, mă impune. Aici toată chestia a pornit de la domnul Iohannis, care nu l-a iertat, este un om răzbunător, o spun cu toată seriozitatea, domnul Iohannis, este un om răzbunător, ține în el până când are ocazia să-l pedepsească. Și așa s-a întâmplat. Așa este, confirm. Da, și așa s-a întâmplat cu un alt preasfinție sa. În momentul pandemiei, când știm bine că atunci Teodosie era vectorul ideii de libertate, da? A lăsat biserice deschise împotriva lui Ioanis, n-a avut ce să-i facă. Vectorul din interiorul Bisericii Ortodoxe Române, singurul care s-a manifestat public spre rușinea celorlalți membri ai sinodului, îmi pare rău că să spun, ei ne urmăresc în acest moment, exact, spre, și vreau marea să rușine, spre marea rușine că l-au lăsat izolat
pe Teodosie când trebuiau să fie solidari, pentru ca să nu apară Teodosie singur, izolat, să poată să fie niște ștampila și de putinist și de conspiraționist. Dacă erați mai mulți, fraților, toți trebuie arhimandriți, mai mulți, măcar câțiva, să nu-l fi lăsat singur, nu avem nu acum această problemă în ortodoxia românească. Corect. Iar în ultima vreme a fost un adevărat război între Bănescu și Teodosie. Dom'le, Teodosie era cel mai frică. Acolo nu s-a mai pus problema de nesupunere, pentru că rangul pe care îl are Bănescu e zero, un purtător de cuvânt. Adică traduce ce spune patriarhul, da? Acolo nu s-a mai pus problema de nesupunere. Bătălia era, de fapt, în interior, între Bănescu și Teodosie. Bănescu ne fiind doar un banal nene pe acolo. El are în spate tot sistemul ăla de care vorbeam. Acum, sigur că cei mai vinovați sunt cei din Sfântul Sinod. Sunt în alt ierarhie acolo. Toți, da? Niciunul. Cosmin Cuce, niciunul, fii atent, nu a sărit deschis în apărarea lui Teodosie în tot acest război. Ce spunea Teodosie, de fapt? Să refacem Mitropolia Tomis ca semn al vechimii Bisericii Ortodoxe Române și al poporului român. Nu era ce? Toată lumea a zis, vrei tu să fii mitropolit? Păi a spus-o, a declarat-o și a scris, nu vreau să fiu eu mitropolit dacă vă deranjează atât de mult chestia asta. Și cu toate acestea, toți mitropoliții, arhimandriții, ce vrei, toți care sunt acolo în Sfântul Sinod, doi au tăcut. Eu nu înțeleg ce înseamnă tăcerea asta într-un asemenea caz grav. Pentru că ca perisirea înaltului Teodosie, nu, pleacă om, asta e, putea să moară, să zicem, doamne ferește, da? Putea să moară, pleca. Stai un pic, că vreau să te întreb ceva. Și vreau în acest punct, dar vreau să dezvoltăm săptămâna viitoare. Ioane, noi săptămâna trecută am vorbit despre același gen de atitudine a oamenilor din Sfântul Sinod, a oamenilor din Biserica Ortodoxă, în fața ororilor pe care le-a suferit Mitropolitul Longin Jar. Indiferent de ceea ce se spune, pe mine nu mă interesează argumentele. Omul ăla care este ortodox și vorbește românește și are grijă de copiii ăia amărâți, chiar dacă nu se supune autorității sinodului Bor, trebuia apărat. Nu mă interesează restul argumentelor, sunt argumente de politici. Dar era solidaritatea cu un ortodox. Exact. Ce trebuia mai mult? Nici măcar limba nu era importantă. Solidaritatea cu un ortodox. Putea să vorbească sârbă, greacă sau rusă. Nici măcar nu interesa. Sau dacă ar fi, dacă ar fi un grec, care un ortodox grec, da? Și care ar fi tratat așa, trebuia să sară în apărare lui, dacă își respectă statutul. Vreau să te întreb, că am depășit cu mult cine ceartă tânărul patron, că nu mai încape rubrica lui Petrișor Peiu, să-mi spui săptămâna asta doar asta și revenim. Dom'le, caterisirea lui Teodosie și tăcerea celor din sinod nu ne arată de fapt că se pregătește un eveniment crucial de dezbinare a ortodoxiei românești prin caterisirea lui Teodosie Impunerea unor reguli care nu sunt al lor, de pildă, sărbătorirea Paștelui, adică practic o subordonare a ortodoxiei către catolicism, ca reprezentant major al creștinismului, noi fiind acolo ca o sectă. Asta e planul. Mi-ai confirmat. Deci da, avem un plan de dezbinare a ortodoxiei românești, de subordonare a unor alte interese, care va fi factualizat prin caterisirea lui Teodosie. Exact. Și au două argumente aici. Unul extern, faptul că e vorba de Rusia și atunci uite, ortodoxia e apropiată de Rusia, va fi folosit cu certitudine după caterisirea asta. Și al doilea, care este mai mult intern, știm ce s-a întâmplat în acea discuție mică, mai minoră, ziceau unii, eu și cu tine am zis că nu e chiar așa, că anunță ceva. Atunci când a fost vorba de sărbătorirea Paștelui în acea zi cu catolici. Da? Știm cine interveni, Cosmin Cuce. Că uite, acum, păcat că este în emisiunea, dar ai zis că face săptămâna viitoare. Cine interveni și susținea că ortodoxii trebuie să se supună dorinței catolicilor să sărbătorească Paștele în acea zi? Cine? Teodor Baconschi,
Da. Și ne amintim că Teodor Baculescu e cel care l-a impus pe Bănescu în casă la Pleșu. Și iată cum ușor, ușor se leagă lucrurile astea, iar și cu greșeala în alt preasfinției tale, că a acceptat în preajma sa niște securiști care l-au dus pe Teodosie acum în fața sinodului pentru catențile. Pentru că inclusiv protestul ăla, meeting-ul ăla de se pregătea protest, da? Ăla era la sugestia acestor securiști care sunt... Atent, formulez așa și cu asta trebuie să închidem. Da. Caterisirea lui Teodosie este începutul dezbinării ortodoxiei românești, este posibilă din cauza lașității și trădării membrilor Sfântului Sinod. E corect? Și operațiunii coordonate de serviciu secret din biserică, dar nu numai. Cum e Ristea Priboi, nu e din biserică, e chiar ăla mai mare un pic. Da. Ioane, mulțumim mult. Prieteni, am transmis din studiourile Top Secret Craiova, membru al Clubului de Gândire Gol și al Clubului de Presă. Mă bucur foarte mult că s-a realizat acest lucru. Am depășit un pic, să ne scuzați. Greu, dar da, suntem pe recepție săptămâna viitoare. Vom continua. Dau rapid legătura Iulianei Pitaru Vlacicu ca să pună în undă raport despre economie. Am terminat pe săptămâna asta puțin de Netkin Cole Unforgettable, doar ca să schimbăm ritmul. Și apoi urmăriți în continuare emisiunile noastre, eventual în reluare în acest weekend. Să fiți iubiți! Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.